Salutare acolo, MCN-ul aici, micuțul Cosmine Delcu sunt și te invit să urmărești acest podcast în care l-am invitat pe Ionuț Bobiț. Ionuț este chiropractician, a terminat facultatea de sport în Brașov, după care a plecat în Austria, a făcut fizioterapie, după care în Malaezia s-a dus acolo și a învățat cum să chinopractice chinopractica. Am vorbit despre foarte multe lucruri care sunt absolut convins că vă interesează, deși probabil niciodată nu v-ați gândit la zona asta a vieții. Trebuie să vină cineva la un dat și să-ți îndrepte un pic umărul sau genunchiul sau etică. Le mulțumesc foarte mult membrilor noștri că stau acolo. Poți să devii și tu membru dacă apeși pe butonul de join, pentru că ai anumite beneficii, poți să vezi podcastul mai devreme, poți să pui întrebări invitatului, pentru că există o rubrică de Q&A care e doar pentru membri și văzută doar de membri. Ai tot fel de beneficii, show-urile de stand-up le vezi mai devreme, etc. Vreau să le mulțumesc frumos sponsorilor noștri, și anume Food Panda, care încă sunt acolo, îi salutăm de aici de la MCN Podcast, cum îi salutăm și pe cei de la zidoshow.ro și, bineînțeles, Fine Store-ul, că Fine Store-ul, dacă e să ne dea, ne dă de băut. Și la frații noștri la stand-up Barbershop, Ciobănașului numărul 4, reprezentând, îi salut acolo. Știu că pandemia e grea, dar o să treacă. Dă un pis, damă-zi. Vă salut pe toți de aici, de la MCN Podcast. La revedere! Dă-ne și nouă muzică, te rog. Că-l lăsăm pe omul ăsta, deci dacă aude și abisul și la ce emoții are și dacă aude liniștea asta și după aia o să zic salut! O să vorbesc singur. Dacă eu mi-au... Da, să știi că există... Există o obicei... De fapt, nu e un obicei. Există impulsul ăsta în momentul în care vorbești pentru primele ori la microfon, pentru primele dăți, să începi să vorbești foarte mult, așa? Pentru că te seduce vocea ta la un moment dat. Adică știu că sunt foarte mulți care zic, bă, nu-mi place vocea mea, nu știu. Dar la un moment dat, când... te duci așa un pic în zona asta și îți dai seama că chiropractor sună bine, dar mai bine sună chiropractician. Da, și după aia... Și faci exact ce fac eu acum, vorbești foarte mult. E ok? Da, cred că da. Dar tu ai venit special pentru podcast? Da. Păi da, mă, dar ți-am zis, asta era dacă aveai treabă în București. Să nu te condiționăm noi cu podcastul. Am... prins opțiunea asta și am mai fugit un pic de programări. Asta era de fapt, ai vrut să chiulești. Motivat. De la cabinet, se numește cabinet? Da, e cabinet, da. Într-adevăr. Mai te dai muzică, bă, băiatule, sau nu? Mai avem până la clinică, mai trebuie să muncim. Mamă, da, clinică, da. Dar clinici în momentul ăsta știu că-s doar... adică, bine, majoritatea sunt astea de stat... de care au fost de stat, de fapt. Da. Și pentru sportiv, nu? Clinici, da. Dar acum, da, cum au apărut și astea private, tot clinici. Cât e mai mare, cred că îi dă denumirea de clinic. Și sunt mulți doctori așa, chiropracticieni? Măi, e o chestie. În Europa, în România cel puțin, nu este meseria înregistrată în codul ăsta, meseriilor. Serios? Da, da, da. Pentru că nici școală nu e. Și atunci e greu să te înregistrezi, practic n-ai unde să te înregistrezi ca și chiropractor, chiropractician. Și atunci, drept dovadă și școlile, adică sunt puțini care practică în țară, iar școlile le-au făcut tot timpul, adică le-au făcut majoritatea pe dincolo, ca și mie. Deci chiropractica, noi înregistrăm, sper, nu? Că văd că tot îți prinzi urechile acolo. Dacă eram pe navetă acum să mergem spre lună și te vedeam pe tine făcând toate alea, eram, the pula has been belated. We're not making it to the moon. Dar nu se aude, frate. Deci exact... Și noi ne auzim pe noi. Wow! Wow! Bun. Chiropractica, până îți dai seama de unde dracu asenelizăm, asanalizăm,
dar era bun asta cu asenilizăm. Na. Am văzut că a percutat toată lumea aia cu zi cu azilul privat. Dacă vrei să te bagi. Am vorbit cu Vlad, cu Drăgulin. Okay. Ai zis că l-ai văzut pe podcastul ăla. Da, n-am văzut tot. Și în podcastul ăla asta spunem că vrem la un moment dat să strângem bani. Să strângem bani ca să ne facem un azil privat. Ok. Și să avem, na, de toate acolo, să stăm noi în munte așa undeva. De acord. Te-ai băgat? Da. Gata, mulțumim frumos inginerului nostru de la sunet. Chiar ai fost inginer la sunet acum, mai rămânează cu două lițe acolo să... Deci, chiropractica, asta e cel mai apropiat lucru de o definiție pe care l-am găsit. Este utilizată pentru remedierea deficiențelor și blocajelor legate de sistemele osos, muscular și nervos. Are drept scop ajustarea vertebrelor, combaterea blocajelor și restabilirea echilibrului fiziologic. De asemenea, contribuie la corectarea tulburărilor biomecanice care afectează poziția corpului, mobilitatea, circulația sangvină și tonusul muscular și la reducerea durerilor cauzate de o inflamație provocată de o mișcare repetată. Și aici deja lumea începe să țipească la când aude fondatorul chiropracticii, este David Palmer, care în 1895 a reușit să-i redea unei persoane auzul în corecția vertebrelor cervicale. Dar chiar e interesant asta, smoros. Așa și bineînțeles, dacă vreți tot așa să adormiți bine, denumirea tehnicii vine de la cuvântul grecesc chiros, care înseamnă mână. Tehnica reprezintă manipularea articulațiilor și vertebrelor cu ajutorul mâinilor ca acestea să poată reveni în spațiile lor articulare. Practic e un... Știi? Revenit în spațiul tău articular. Dă-i! Ăsta e spațiul tău articular. Deci spui că școli la noi nu există. Nu. Pentru că, na, dacă nu e recunoscută meseria asta, ceea ce mi se pare foarte ciudat, adică legal vorbind, lumea poate să vină la cabinetul tău să-și ajuste, să-și poată reveni în spațiile lor articulare, vertebrele și articulațiile? Da. Legal? Deci e totul legal? Da, pentru că ne există în meseria de asta, zic că... Da, dar și ei la bază sunt fizioterapeuți și au specializarea asta de chiropractică. Practic ai dublă diplomă, ai diploma de chiropractician și diploma de fizioterapeut. Exact. Și fizioterapia există ca meserie. Ce dracu? În fine, da, cred că am zis bine. Fizioterapia, da. Da. Bun, deci tu ești și fizioterapeut. Eu sunt fizioterapeut, da. Eu am terminat în Austria școala de fizioterapie. Uh-huh. Iar în momentul în care am revenit acasă, nu puteau să-mi acrediteze școala, pentru că în Austria școala este într-o instituție de profesii, nu este universitate. E o școală de meserii gen. Uh-huh. Iar ei n-aveau cum să-mi acrediteze mie școală de meserii din Austria cu universitatea în România. Și atunci ca să... Există universitate de fizioterapie în Da, este, este universitate de medicină, unde ca pe diploma de absolvire scrie fizio-kinetoterapeut și mai este varianta prin facultatea de sport și la sfârșit te numești kinetoterapeut. Da, asta știu. Da, kinetoterapia e... Cât de apropiat... Da, nu, stai, hai să o luăm în ordine. Scuză-mă. Bun, deci Austria, da. Școala de meserii, fizioterapia. Exact, fizioterapie, da. Este în Europa, practic, este cunoscută ca fizioterapie. Uh-huh. România este un pic mai deosebită.
Ei au spus kinetoterapeut. Ce gentil ai fost. Ei au spus kinetoterapeut, iar în cadrul universității de medicină, pentru că sunt și modulele de electroterapie, la noi practic fizioterapie, deci în țară fizioterapie se cunoaște pentru că au aceste proceduri de electroterapie. Dar automat au și secția de terapie prin mișcare, care înseamnă kinetoterapie, în România. Și Franța mai are așa. În rest, Austria, Elveția, Germania, toate aceste state au totul sub denumirea de fizioterapie. Și acolo intră electroterapie, terapie prin mișcare și toate cele. Balneoterapie, deci cu apă și... Și electroterapia, mie îmi sună, știi cum era pe vremuri când erai nebun și încercau să te aducă pe calea dreaptă? Ala mă duce pe mine cu scaunul gândul. Cu... Da, nu e scaun, era întins de obicei și... În fine, nu vă mai zic. Nu vă mai povestesc ce am pățit. Dar de ce e asta cu electroterapia? Deci electroterapia se folosesc tot felul de electrozi, unde scurte, unde lungi, de curent, pentru a da un impuls mușchiului în procesul lui de refacere. Mm-hmm. Da. Kinetoterapia este terapia prin mișcare. Așa. Și balneoterapia e terapie cu, na, pe, cu ap, la baza bazine. Nămol. Da. Nămol, exact. Parafină. Bun. Și deci ai făcut fizioterapie acolo, care se traduce în a fi... A fi tot pachetul. Tot pachetul. Exact. Deci ești chiropractician. Nu. După aia eu am fost în Malaysia și acolo am învățat această specializare de chiropractică, cunoscută cu numele de chiropractică în Europa, în America. Dar la ei tehnica se numește TITAR, este o tehnică care a pătruns acum în terapia tradițională chineză, pentru că noi avem și acele sunete pe care le scoate terapeutul în momentul în care exercită mișcarea. Am văzut că face asta. Exact. Da. Asta este o vibrație, iar vibrația respectivă o scoți din abdomen, este energia chi. E ca la tenis, de exemplu, când lovești are punctul ăla maxim de descărcare a forței. Hey, așa e și la noi, da? Și noi în momentul în care aplicăm tehnica, este chi-ul ăla din interior și vine sub formă de vibrație. Da. Dar, în primul rând, ca să zici că folosești CIU, cred că există niște pași. În primul rând, trebuie să crezi în genul ăsta de energie și în faptul că el există într-un punct în corp sau îl poți... Există în tot corpul, dar îl poți manifesta îl într-un poți singur... centraliza. Centraliza, da. Așa. În al doilea rând, trebuie să, după aia, să înveți să stăpânești acest chi. Exact. Hai să definim chi-ul. Poți definești chi-ul? Măi, într-un limbaj așa foarte popular. Din ce ai învățat acolo, că mă gândesc că... Exact. Ne-am făcut și niște exerciții pentru asta. Spre exemplu, îți trebuie mișcarea de biciuire. Da? La mișcarea de biciuire o poți antrena prin o cârpă udă, cum ne jucam noi cu prosoapele când eram mici, înfășurat și noi în vestiare la fotbal așa ne mai biciuiam unul pe altul cu prosoapele, da, ude. N-am făcut sport în asta. Ba și... da, am făcut de echipă, dar nu ne-am biciuit. Și ne pogneam efectiv cu prosoapele ude. După aia aruncam cu cărți de joc. Da, deci cartea de joc prinsă sub forma asta între degete și efectiv aruncam cărțile, ziceam, la noi cădea ca și precum frunza din copac. Ei aruncau 10-15 metri cu cartea, adică efectiv te freai. Acum poți să arunci 10-15 metri? Nu, chiar 10-15 metri nu pot, dar arunc. Zi, Lucă, județ, mi-aduc rucsacul, ca un pachet de cărți în rucsac. Mai... Bă, frate, vreau să vedem, vreau să... Băi, aici! Hai să vedem adevărul! Așa spune. Și după aia, știu eu, lucram pe, strângeam foi de ziar în mână, da? Și la fiecare mișcare, pentru că aveam tot fel de poziții din care se întâlnesc în artele marțiale, da? Iar prin alea noi trebuia să strângem în permanență acei gogoloși de hârtie. La sfârșit venea la noi, își lua gogoloșul din mână și îl dădea de pământ. Dacă sărea, ai făcut bine, dacă nu sărea, n-ai făcut bine. Deci sub forma dacă asta ne-a antrenat. Pentru că l-ai strâns era foarte tare. Era da, comprimat și în momentul ăla când atingea. Exact.
Și na, în felul ăsta ne-am antrenat. Îți dai seama, noi când am ajuns acolo după primele două zile, toți tendinite, pentru că mișcarea este... mă pui acum la un test. Nu cred că am pachetul de cărți și idiot, erau șervețele. Și, fiind mișcarea nenaturală pentru noi și biciuirea respectivă, dai seama, mi s-au inflamat coatele, am fost un pic scoși pe tușă. Îmi pare rău, am dat o senzație falsă privitorului. Deci ne-am antrenat. Deci poți să faci tendinită și de la aruncat și strâns iare? Nu de la strâns iare, ci de la mișcarea de biciuire cu cârpa umedă. Da? Pentru că tu, în momentul în care e precum biciu, da? Grăjdarii când biciuiesc, dar nu toată lumea poate să biciuiască, să scoată sunetele acelea din bici. Trebuie să ai mișcare exact sincronizată și în momentul în care ăsta, pac, și atunci să faci mișcarea scurtă și exact așa, stabilă. Uh-huh. Iar în momentul ăla scoți sunetul. Și pe noi ne punea, scoateți de 5-7-10 ori consecutive. Și îți dai seama, te tot luai cu unul cu altul la competiție și hai că încă o dată, hai că încă o dată. Și așa antrenează ei acea vibrație pe care o exerciți articulații. I-am întrebat, efectiv, îți dai seama, noi ne-am dus cu o grămadă de întrebări acolo și chiar și pe noi ne întreabă multă lume de ce tot timpul același setup. De ce începi de la mână și termin la picior? Tot timpul faci între corpul, adică full body treatment. Uh-huh. Și, este reglarea energiei. Adică degeaba pacientul vine mie cu dureri lombare, pentru că la el este tot în disbalans. Uh-huh. Da? Și atunci, prin acest full setup, practic tu îi restabilești lui echilibru, care după aia lui este ușor să intre într-un proces ăsta de autovindecare. Că nu-l vindeci tu, nu sunt capacități atât de... Păi am văzut un clip acum ceva timp cu Pepe, da. Când erați la munte undeva, cred că erați la schi. Da, a fost o întâmplare foarte, foarte... Iartă-mă două secunde. Da. Și asta am observat că l-ai, deci pe el îi se dislocase umărul sau ceva, umărul drept. Și am observat asta că o tot făcea. Eu am, bine, noi doi am, adică tu odată ai lucrat cu mine sau de două ori, nu mai știu exact, și, dar am lucrat și cu altcineva care era kinetoterapeut, în fine. Și am auzit lucrurile astea de care vorbești și îl tot auzeam pe el că tu mai lucrai și la partea stângă. Exact. Și el tot spunea și tot repeta, păi nu, că la stângă eu n-am nimic. Da. Și tu erai, lasă așa. Dar făcându-i și partea, adică s-a văzut clar că și, pentru că e totul legat, așa, pentru că îi lucrai ambele zone, s-a rezolvat și partea dreaptă. Da. El, în momentul în care a căzut, îți dai seama, era cervicalul tot, tot corpul a intrat într-o stare de panică și s-a strâns tot. Da. Adică totul s-a încleștat. Și atunci, numai manipulându-i și deblocându-i cervicalul, el a zis, deja simt așa o relaxare pe umăr în jos. Pentru că coloana vertebrală efectiv este butonul sistemului nervos, adică sistemului central periferic. Da? În momentul în care o vertebră presează un nerv într-un anumit fel, nervul acela poate să trimită niște informații greșite tuturor organelor și părților corpului pe care el le informează, le enervează, să spun așa. Uh-huh. Știi? Și atunci, mai ales la cervical, umerii sunt în strânsă legătură cu cervicalul, direct în legătură, și atunci el căzând, nu știu cum a căzut, în prima fază și l-a pus înapoi și după aia a venit jos și am putut eu lucra, adică l-am întâlnit, m-au chemat. Ești și războinic, știi? Da. Am văzut pe filmare că eram... Mamă! Știi cum faci pe care? Am fost și eu chiar foarte, foarte uimit, pentru că e chiar luptător. Da. A fost așa, așa a fost soarta, să fie, spun eu, pentru că eu mă dădeam cu un prieten de-a lui pe placă, el a plecat de lângă noi,
eu cu el, a, ce faci tu vara? Clasică întrebare a instructorilor de schi, dar vara ce faci? Mor de foame, da. La congelator. Și i-am arătat chiar niște videoclipuri, a, ce tare, uite că ai vizualizări multe, ce nu știu ce. După ce am terminat ora cu el, la vreo două ore jumate, mă sună, bă, eu nu-ți uite, un prieten de-al meu a căzut, ne poți ajuta. Și când m-am dus jos la în locația în care erau, Pepe, îți dai seama cu mâna. Pepe era cu mâna zop făcută. În momentul ăla am crezut că i l-am pus, l-am repoziționat. A fost ok, că el deja putea să... Adică îi cedea durerea, nu putea să miște chiar așa mâna. Cotul chiar pe loc și-a dat drumul la tensiune. Seara am mai mers o dată la ei la hotel și atunci am zis, băi, am impresia că ai rupt cartilajul care ține practic osul în capsulă. Zic sincer, m-am dus acasă, i-am trimis filmarea la maestrul meu și am zis, Sifu, trebuie să-l fac bine pe omul ăsta, că altfel e... S-a uitat pe filmare, zice, vezi clavicula. L-am sunat pe seara, nu știu, erau 12 ceasuri, i-am scris, Pepe, hai să ne mai vedem o dată, că bine nu ești, ești poziționat, dar bine nu ești. A doua zi, în lobby-ul hotelului, cred că 2-3 minute, efectiv am lucrat numai pe claviculă și pe omoplat, pentru că la el tot segmentul s-a dus în sus. Eu îi pusesem umărul, el se ridica din pat, îi cădea umărul. Iar îi lașezam, asta bine? Da, cum făcea o mișcare? Tu, iar îi cădea. Pentru că la el omoplatul îi cădea umărul. Da, îi se disloca, da. Și eu atunci am crezut, ok, nu stă capsula bine. Zic, pe de operație, nu știu. El așa foarte, asta e, ne operăm. Eu am rămas uimit, știi? Și atunci în hotel am reușit să îi pun iarăși clavicule, el ieșise din stres, a putut să doarmă pentru că cervicoale era, pieptul, toracele era deblocat și a zis, băi, strict umărul mă mai doare, adică în rest nu mai simt nimica. Și am putut lucra mult mai bine, că el era mult mai ieșit din faza aia de criză pe care o induce corpul în momentele respective. Dar apropo de asta, când se termină meseria ta și intervine meseria ortopedului? Ortoped, hai să spunem neurochirurg, dacă lucrăm pe coloană. În cazul ăsta. Ok. Ca să nu ne ducem în chestii complicate. În cazul respectiv, depinde. Dacă umărul nu se mai poate repoziționa pentru că țesutul nu-l mai ajută, atunci intră ortopedul. Dar oare sunt și oameni kinetoterapeuți sau chiropracticieni care au un orgoliu mai mare așa și zic, bă, nu te las să ajungi la cuțit, că probabil există vorbe din astea așa și încearcă prea mult să lucreze zona respectivă făcându-i mai mare damage. Da, da, sunt, ca în orice domeniu, sunt persoane mai... Te întreb asta pentru că noi, poporul român și în general în Europa de Est, suntem mult mai prietenoși către genul ăsta de medicină, să zic așa, decât medicina asta clasică, de spital, de fapt asta e în fine. Nu știu care e clasicul, decât medicina asta, modern. Cum să zic, da, modernă. Medical. Strict operație, zici, și medicamente. Da, da. Observ, adică fiecare dintre noi a trăit pe la bunici și se auzea că în nu știu ce sat e câte o babă care pune oasele la loc. Deci la noi suntem destul de renumiți, am fost pe partea asta. Din păcate, na, bătrânii s-au dus, nu prea prelua nimeni din familie aceste abilități și încă lumea trecută de 50, adică 50 plus vin la astfel de terapii. Deci ei zic, bă, orice fără operații. În schimb, tineretul, Google, imediat sunt mai deschiși spre a înghiți medicamente, a se opera. Eu știu din Austria, adică în Austria, îți spun un exemplu, un medic care nu este un măcelar, da? Deci sunt și lei care imediat pun mâna pe cuțit, dar ei operează herniile de disc, de exemplu, când se produce o pareză pe intestine sau efectiv o pareză pe membru.
inferior de fel, picior. Adică începe să ți amorțească sau ajunge parez, la parez? Parez, tati, adică îl iei cu mâna și îl miști. Dacă începe să se amorțească, ești tratabil, nu? Ești tratabil, da. Da. Uh-huh. Da, pentru că operație e operație. Vorbim de anestezie generală, vorbim de... practic tot sistemul ți-l dă peste cap. Și nu, recuperarea e foarte grea, recidivele sunt într-un procent foarte mare și atunci e bine să se meargă cât se poate de mult în direcția asta. Eu la mine la cabinet pun accentul foarte mult pe igiena coloanei vertebrale. Cum înseamnă asta? Igienă, cum ne mișcăm, cum ne aplecăm, cum ne ridicăm, cum ne ridicăm din pat. Am văzut că ai niște tutoriale despre cum să ridici o cutie sau exact, o chestie mai grea sau... Pentru că noi acolo ne deteriorăm tot sistemul ăsta al coloanei. Da? Adoptăm niște mișcări pe care creierul le face. El vrea să facă rapidă mișcarea, economă și cât mai simplu. Adică nu vrea să depună mare efort. Da? Și atunci efectiv îmi permite coloana să mă aplec să iau o sticlă de, o găleată cu. Uh-huh. În momentul în care eu fac corect și stabilizez din abdomen, blochez toată zona lombară, eu atunci accesez articulațiile mari, șold, genunchi, glezne și din ele mă cobor și mă ridic pentru că și mușchii sunt pentru așa ceva făcuți. Noi respectând chestiile astea nu ajungi la daunele produse de mișcările greșite. Uh-huh. Dimineața, ridicările din pat, vezi, toată lumea sare în picioare, nici ochii nu i-are deschiși. Apoi corpul nu e vascularizat bine, nu e trezit. Se spune că după ce te trezești la o oră, e ok să începi o sesiune de sport, un antrenament. Dar până atunci nu. Și sunt persoane care matinale se trezești eu la 5:30 și la 6 deja e în sala de fitness. Ok, după aceea duce la birou, poate nu-i permite altfel programul, dar ar trebui să își dea mai mult timp părții de încălzire dacă are un ritm din ăsta. Știi, dar ei dă-i pe fuga înainte și se accidentează. Și atunci vin la mine, la alt terapeut și zic, domne, nu m-am aplecat să iau o sticlă de nu știu ce. Păi da, tu 15 ani nu ți-ai bătut joc de ea, tu numai te-ai aplecat acum. Știi? Că asta trebuie în momentul în care vii la terapeut să te și certi așa. Păi da, exact. De 15 ani de zile. Exact. Da. Da, mie glumesc cu pacientul și să-i scot un pic din tensiunea asta cu care intră la mine și încerc să le explic unde au greșit, ce e de făcut și ei vin, Ionuț, ultima mea speranță, ok, stați un pic, Ionuț este om, nu poate să facă dintr-o presiune. Asta în timp ce cobor din levitație, exact. Așa. Stați, Ionuț este om, îți întorci și capul așa din 360 de grade. Da, și atunci le explic ce e de făcut, sunt cazuri unde chiar nu mai ai ce să faci. Na. Ai pierdut pacienți? Nu, în sensul pare că ai văzut, a fost Vietnamul tău, așa ai avut o... Sunt cazuri în care nu mai ai ce să faci. Practic e un om care merge așa. Noi le spunem red flag, adică stea groșu, nici nu te mai apropii de el. Că poți să-i faci mai rău. Poți să neci. Poți să le neci pe el și tu după. Eu am un prieten, am și un prieten care e neurochirurg, un prieten foarte bun. Și am observat și la el că e într-adevăr aceeași chestie care ziceai tu mai devreme. Că iarăși e vorba de orgoliu, știi? Bine, orgoliu și pentru unii, bineînțeles, e și asta cu banii. De să operezi cât mai mult, să faci cât mai mulți bani. Dar asta la privat, în general. Dar el n-are orgoliu ăsta. Adică el exact genul ăsta de, hai să încercăm niște lucruri până acolo și dacă nu mai e nimic de rezolvat. Nu. Și bine, mai e o chestie, scuză-mă, operațiile ușoare. Operațiile ușoare care îți rezolvă rapid, pe termen lung, o problemă pe care o ai, știi? Mai există și cazuri de genul ăsta. Da. Dar... eu susțin și încurajez terapiile manuale pentru că noi avem totuși o forță foarte mare de autovindecare, adică corpul știe ce are de făcut, trebuie un pic ajutat și dacă îl ajuți cu conștientul să îți calculezi în prima fază mișcările, dacă e vorbind de o problemă lombară, ai foarte mari șanse să scapi fără operație.
spune în dimineață dacă mă trezesc și mă piși pe mine foarte tare? Să mă piși pe mine și să nu mă ridic din pat? Depinde cât timp câștigi tu prin saltul, un backflip, dacă faci un backflip din pat jos. Să știi că eu sunt foarte vioi când mă trezesc. Adică știu că pare că nu, dar eu hop-top sunt jos. Am înțeles. Câteodată am și căzut din pat din acest hop-top. Că de asta ai spus, bă, trebuie să o luăm ușor. Dar eu, uite, azi dimineață, de exemplu, au fost două zile, iarăși nu o să mă credă nimeni, dar două zile intense la sală, știi? Unde am tras, dar râde muie, ăsta e Ciprian, îți dai seama ce e acum la oamenii care sunt. Îmi cer scuze că am zis muie, ăsta e Ciprian, dar tu știi că eu zic cu drag. Muie cu drag de Ciprian. Adică e o muie care are drag de Ciprian. Bun, și visam, nu contează, pe scurt eram făcuseră ăștia un soi de pod din lemn între Doi Mai și Vama Veche și eu mă băteam cu niște tâlhari din Mangalia și eram pe parcur, deci săream de... și mi-am dat seama că tot săream pe acolo, tot săream căutând baia, de fapt. Și m-am trezit, mi-am dat seama, bă, dacă caut baia, înseamnă că trebuie să mă piș. Na, și când m-am trezit, deci efectiv așa am făcut, ju-ju, pac, eram în picioare, deci așa, ju-ju. Și eram în picioare și după aia, mi-am dat seama că o să cad din picioare. Pentru că efectiv, după două zile complicate așa, nu mi se activase corpul, nu știu cum să zic, mi se activase creierul, probabil pentru că și căuta baie. Dar corpul meu încă era ca după un accident, nu știu dacă ai avut vreun accident de mașină sau căzut vreodată de pe cal sau ceva de genul, de pe bicicletă. De mașină, da. Dar în momentul ăla, exact cum a fost cu Pepe, că ți se comprimă toți mușchii așa și... Se blochează. Da. Și e momentul ăla în care corpul practic s-a intrat în mod avion și nu mai răspunde la nimic. Și așa m-am trezit eu și când am făcut jup-jup, mi-am dat seama că m-am lăsat iar pe pat în spate, pentru că mă duceam, probabil luam geamurile, spărgeam geamurile, ajungeam în curte. Dar n-ai făcut pe tine. Faptul că nu funcționa corpul a fost un șoc mai mare decât faptul că n-aș putea să țin pișatul în mine. Și în momentul ăla corpul a uitat că trebuie să mă piș. Și a zis, hai să pornim funcțiile astea prima oară și de-abia după aia dacă iesă. Este o problemă de vârstă, nu? De curaj. E de curaj? E doar de curaj? Serios? Nu, eu cred că am ieșit din ăla, nu? Nu. Trebuia să fie acolo? Da. Asta ar fi extraordinar. Să ai așa de... Să ai... Ăștia, asta mi se pare foarte șmecher, că te uiți la toate vedetele de la Hollywood, cum sunt toți frumoși făcuți la 70 de ani cu six-pack și așa, dar cel mai probabil la ei, terapeutul, e acolo dimineață când se trezesc, se pișe. Știi? E terapeutul gata să... Hai pune în picior aici, crâc, te-am pocnit în... Așa, te-am pocnit, te-am crâc... psihoterapeutul pe drum. Dar de ce ai visat asta, știi? Mergi cu psihoterapeutul să te piși. El e la ușa acolo. Bun, și unde mai exact între Doi Mai și Vama Vechi? Nu știu. Scuză-mă. Mi-am auzit propria voce. Bun. Hai să ne întoarcem la Malaezia, vrei? Da, cu drag. Deși n-am găsit nicio concluzie la subiectul ăsta. De fapt asta, concluzia, cred că asta ar fi de orgoliu fiecăruia. Cât de mare ai orgoliu ca terapeut și cât de mare ai orgoliu ca virgulă chirurg. Trebuie să știi să te oprești, da. Ca și chirurg, ca să nu zici ca virgulă. Bun, deci în Malaezia, cât ai stat în Malaezia? În Malaezia am făcut 3 stagii, undeva la 2-3 săptămâni fiecare stagiu. Nu a fost un curs clasic comparativ cu... Scuze-mă, câte săptămâni? 2-3 săptămâni fiecare stagiu. Fiecare stagiu. Da. Deci 3 asta înseamnă... Undeva o lună jumătate. Da, două luni. Uh-huh. M-a impresionat că
organizarea cursului nu a fost una clasică cu care eu eram obișnuit de prin Europa. Automat după ce termin școala, practic, și asta vreau să încurajez toți absolvenții de facultatea de kineto. Ei când au terminat școala au o diplomă, nu au nimic, cum se spun, nu vreau să jignez, dar nu, ei au practic o diplomă în mână și sunt nici măcar nivelul apei nu-l au, nivelul mării. Până să ajungă sus trebuie să urmeze cursuri de specializare. În cursuri înveți foarte multe și asta am făcut eu și fac toți în străinătate, pentru că acolo te duci setat, vreau să fac cursul de, stai de povești în pauză și așa cu colegii, vorbești cazuri pe care le-ai avut, asculți povești pe care le-au înveți trăit ei. Din experiența aceea. Înveți din experiența aceea. Dar cum ai făcut acolo? Păi uite, am făcut asta, dar ce e asta? Păi uite, asta e terapia nu știu de care. Păi te uiți cum se numește, cum se face, unde poți să o învăț. Partea un pic mai, să zic așa, de care trebuie să ai grijă, să nu dai într-o cursită din asta, cum spunem noi, să sari dintr-un curs într-altul fără să pui în practică. Și organizarea cursului, să revin la Malaysia, nu a fost una clasică ca și în Europa. Unde în Europa îți spune, vii la 9, pleci la 5, la 5 fix, ai rupt ușa, nu se mai uită nimeni la tine. Nu, acolo, efectiv, mergeam undeva la orele prânzului, 12. El avea cabinetul deschis, clinica deschisă de pe la 10 și efectiv stăteam până pe la 1 noapte. Wow. Da. Deci veneau pacienți până la 7-8, iar după rămâneam și făceam, ne antrenam cu hârtiile de ziar, cu nu știu ce. Și stăteam, plecam când noi nu mai aveam întrebări. Deci el era... Se vedea că trăiește, da, se vedea că trăiește din plin, e pasiune dusă la extrem și el ne-a transmis nouă chestia asta. Ne-a spus, el ne-a arătat metoda, am exersat cât am putut noi în zilele respective și ne-a spus în felul următor, mergeți acasă, 100 de pacienți gratis pentru comunitate. Mamă, nu eram boss, am făcut credite să ajungem pe aici, unde mai muncim atâta gratis, că ajungem la sapă de lemn. Și eu m-am întors în primul stagiu, am venit în septembrie 2018. În București sau în Brașov? În Brașov. În Brașov am eu domiciliu și cabinetul. Și am zis, păi ok, românul nu prea apreciază ceva ce primește gratuit. Hai să fac tot sub o formă de caritate, pentru un caz anume. Am ales o fată cu o problemă oncologică de cancer și am zis, ok, eu mă pun la dispoziție, lucrez o zi, oricine vrea să vină, terapia n-are preț, am avut o urnă, puneți în urnă cât doriți și la sfârșit a fost totul live pe Facebook, că el ne-a dat chestia asta de a face terapiile live. Și efectiv la sfârșitul terapiei i-am înmânat tatălui acea urnă. A fost și emoțional așa foarte. Eu sunt mai sensibil așa când intru mai profund în subiect și în felul ăsta mi-am făcut eu baremul. Eu ulterior, nu știu, la 2 luni am făcut o tură de caritate. Nu, următorul an am făcut o tură de caritate prin România. Am condus peste 1600 de kilometri. Am avut 10 nopți dormite pe la oameni, pe acasă, 14 sate făcute și peste 75 de persoane. Nice. Deci am fost în cap, într-o seară, în digestie, deci am fost terminat, dar am fost foarte fericit că am putut să fac tura asta de caritate. M-am dus numai în sate, am avut un pic... am vizitat persoanele care au acces la internet și mă știau pe mine de pe net, așa. Iar ajungând odată la ei, de acolo am început să întrebăm de familii sărace din sat care s-ar bucura mult de o terapie de gen. Și am ajutat mult. Îți dai seama, după aia primeam, uite Horinca, uite de asta. Luam de la unii, le duceam la alții ca să fie ok pentru toată lumea. Și așa eu mi-am îndeplinit cei 100 de persoane de caritate. În Malaysia ai avut doar colegi europeni sau erau și malaezieni? Noi am fost prima lui grupă internațională. Ah, ok.
Da, am fost doi din Europa, trei din Europa, a fost un băiat din Canada, un băiat din Malezia și doi indieni și un pakistanez. Așa puțin. Da, a zis vreau o grupă, tipul din Franța plecase înaintea noastră și practic el l-a făcut așa să-și l-a convins că merită să facă o grupă cu studenți internaționali. El a avut numai din Malezia, copii din Malezia acolo în clinica lui și ne-a povestit sute de mii sute de cereri au fost. Iar după aia începeau, cât a costat, cât ăsta, se sita cerne, știi cum e. Dom'le, dar vin, dar mă înveți gratis. Ok, out, ăla vie. Și noi am fost printre cei mai insistenți. Eu cred că i-am scris 3 luni de zile mail-uri, fără răspuns, la 2-3 zile. Le arunca, le mototolea și după aia făcea tehnică. Exact. Și el răspundea pe Facebook, dar na, era mai greu cu staff-ul lui, ca să zic așa, să ne răspundă. A, să ajungi până la lui. Exact. Nu, el știa de noi, dar tot ne zicea, ok, trimite mail în clinică, staff-ul meu te va pune în temă cu tot ce înseamnă, cu tot. Și ăia nu ne răspundeau, nebuneau. Într-un final am primit răspuns, am luat tot și am plecat în partea cealaltă a pământului. Apreciez foarte tare că și eu fac câteodată asta, să exagerez doar pentru a sublinia fantasticul lucrului și apreciez foarte tare că ai avut aia cu sute de mii, sute. Adică e foarte rar să întâlnești oameni așa care chiar să se corecteze după aia, știi, să nu lase aceste sute de mii. Și să ajungă la sutele normale, da, decente, da, de bun. Chiar au fost, sute, pentru că... Sunt convins, sute, noi, da. Dar sute de mii, iarăși, nu cred că sunt atât de mulți oameni înclinați spre... El ar avea la momentul respectiv 2 milioane de urmăritori pe Facebook. Da, asta probabil și pentru că e fascinația asta. În primul rând, mi se pare că sunetul ăsta de... Cracu. Da. Mi se pare că deja, bine, pentru unii e super enervant, e ca și cum ai da cu unghia pe tablă, dar pentru alții e ca la bubble wrap-ul ăla, știi, exact, de pocnești, da, antistres, așa. Și plus că e și asta, am observat, mai ales când faci asta la gât și te uiți la cineva care pățește lucrul ăla, că e un pic la bărbați asta de, e ca și cum altcineva a luat un ștâncoaie lângă tine, știi? Strânge un pic din ochi de... Oh, shit! Mai ții minte când la Brașov mi-ai pocnit urechile? Și... Pentru că am și urechile astea cât două șnițele din alea... Cap al VMC-ul. Da. S-a auzit, bă, băiatule, de zici că venea avalanșa la Brașov. În fine. Bun. Și acum. Revenim la partea cu Ciu. Că și asta e foarte interesantă. Aveai inclinații spirituale înainte sau ele ți-au fost descoperite? Am fost deschis spre latura asta. De mic, așa, mi-am tot descoperit. Eu, începând în Austria cu un curs de antrenor tradus mot-a-mo, antrenor mental și energetician, deci pe partea asta de energie, unde am învățat meditație, tot fel de tehnici de relaxare, am învățat o tehnică, parte din tratament energetic cu niște lumânări energetice, deci am fost așa deschis. Ce înseamnă lumânări energetice? Sunt niște lumânări, probabil ai auzit de lumânări de ureche, sunt lumânări așa lungi și... în momentul în care ai, românul băga coiful aprins în ureche, cu țigara, pentru dopuri în ureche și aia efectiv îți calmează și e un antiinflamator bun. Iar aceste lumânări... Îți bagi o ureche în ochi. E o lumânare și o pui în ureche, da, și arde. Lumânările cu care lucram eu erau lumânări corporale, erau pentru corp făcute, erau mai intense ca și ca reacții și efectiv le puneai pe zona dureroasă, da? Ea are formă conică și funcționează precum hornul de la sobă, da? Fumul se duce în sus
și îți scoate efectiv, îți lucrează pe blocajul energetic. Am lucrat pe mine că, na, până atunci ești un pic sceptic așa la toate fenomenele astea și eu aveam, predând foarte multe ore de tenis, făcusem o tendinită la cot și nu mai puteam să țin racheta în mână, deci era foarte dureroasă. În momentul ăla mi-a pus lumânarea, m-a indus așa într-o stare de asta de relaxare, dar în capul meu se derulau foarte multe filme și practic vedeam tot felul de scene unde s-a declanșat acest disbalans energetic. M-a durut în seara aia, zici că mi-a scobit cineva așa cu cuțitul în cot. Crede-mă, m-am trezit a doua zi, nu mai avea nimic. Am zis, bă, nu se poate. Eu am stat peste... Tu ți-ai făcut asta? Sau la curs mi-au făcut. M-am dat eu, m-am oferit model și având și o problemă, dar foarte interesant, cu niște cărți cu îngeri pe care le tragi, efectiv tragi ce, știi, tragi ce atragi sau cum se... Și te regăsești în cartea respectivă, în rugăciunea ce scrie pe cărticica respectivă, e foarte interesant. Și pe mine, eu aveam acolo un dor de ăsta de casă, mă țineam cu forța, vreau să realizez ceva, eram plecat de un an de acasă, a fost o chestie așa de, nu știu, auto-chinuială, să-i spun așa. E, când am înțeles și mi-am rezolvat aceste frici, pot să le spun, a început corpul să lase din tensiuni, știi? Și efectiv mie mi-a dispărut durerea din cot. Da. Din câte am înțeles eu, din ce am mai citit și din ce am mai vorbit cu anumiți oameni, e relativ ușor de explicat și de asta devine din ce în ce mai clară paralela dintre spiritualitate și partea fizică. Și în momentul în care, că de asta se spune că totul, orice poate fi tratat cu mintea și... Emoțional. Bine, aproape orice, căcat. Dar că asta voiam să lămurim. În momentul în care spui lumânări energetice, dacă ești un om foarte concret așa, riști să respingi din start chestia asta. Dacă explici clar că era o durere provenit, adică ceva fizic, așa, și că rezolvarea a fost una, că probabil a fost și ceva fizic normal, acolo, nu da. Ți-a pus doar lumânarea și brusc a doua zi te-ai ridicat și ai mers. Dar știi ce se întâmplă? Adică lucrurile, asta încerc să spun, ele că sunt ele merg împreună legate, și da. Nu ți-a rostit nimeni o rugăciune și după aia brusc a doua zi știai german. Nu. În sensul ăsta. Nu. Nu. Da, toate afecțiunile fizice vin cu pe un fond emoțional. Vrem sau nu vrem să înțelegem, ele s-au petrecut cu foarte mult timp înainte ca durerea să-ți apară. Și dacă, vezi, noi vedem durerea ca pe ceva rău. Wow, au mă doare, nu mai pot, nu mai rezist. Dar un pic, dacă ascultăm puțin corpul, el îți spune clar, te apleci, te doare, ok, nu te mai apleci, așa. E foarte concludent exprimat de către corp. Iar se spune că sunt 7 straturi emoționale, straturi, prin care îți pătrunde acel blocaj emoțional. Când a trecut de astea 7 straturi, îți vine în plan fizic. Și fiecare om are punctele lui slabe, în funcție și de cum își folosește corpul, că s-ar putea o secretară să fie mai sensibilă în zona asta decât un muncitor pe șantier. Și atunci, în momentul în care acel blocaj pătrunde de straturile acele emoționale, îți vine în plan fizic. Tu zici, ok, mă doare sau știu, am cucoașă sau o chestie din asta, dar ea undeva la bază este emoțională problema. Că după aia tu te confrunți cu partea fizică, e partea a doua. Dar sunt mulți terapeuți foarte buni care lucrează efectiv pe partea asta energetică, emoțională. După aia prea puțin îți face în plan fizic și rezolvă mai multe decât dacă ar începe să molfă la tine și să te apese și să te... freci și să te... Înțeleg, dar... Dar și la persoanele care sunt deschise spre așa ceva. Dacă vine unul legat la ochi
Și ce domnule, pe mine mă doare acolo, încerc ca să-mi povestești tu mie că mie dor de mama care a murit acum nu știu câți ani. Pe mine mă doare acolo, am eu o durere. Unde e domnul? Unde? La inimă. Mama mea! Exact, acolo efectiv îi faci, că na, e, el asta vrea, acolo este, așa lucrezi cu el. Da? Nu poți să fii standard cu toți pacienții. Fiecare e individual. Te adaptezi pe fiecare individ în parte. Dar ai îndreptat vreodată pe cineva spre un psihoterapeut? Nu. Nu. Adică să-i zici clar, bă, nene, nu. Încearcă și asta, du-te și la un psihoterapeut? Nu. Dar eu am un dicționar în cabinet, afecțiunile fine ale durerilor, ceva de genul se numește, unde poți să-ți cauți problema ta, să zici, ok, dureri de umăr sau cocoașa asta, cifoza, și acolo citești cu ce se leagă pe partea emoțională și poți să începi, este și, știu eu, la sfârșit ai trei rânduri de acceptare. Și îți zice în ce fel să formulezi tu propozițiile respective ca să accepti situația cu care tu te confrunți. Da? Eu în direcția aia... Deci mai degrabă ceva energetic decât aplicat în profunzime. Da, e... La psihoterapie, de exemplu, se merge în adâncul problemei. Da, tot la fel mergi, numai îți dai seama, la mine, de exemplu, femeile cu copii acasă și nepoți acasă, care vin cu cocoașa, asta e cea mai frecventă, e clar că femeia respectivă încearcă să ia problemele întregii familii asupra ei. Pe ea o frământă și că băiatul i-a rămas fără servici, că nepotul e răcit, că nu sunt problemele ei. Lasă-i pe oamenii ăia să-și le rezolve, știi? Și atunci, acolo greșesc mamele. Da, știu, dar e atât de ciudat. Că și eu am această cocoașă, tot din faptul că am luat asupra mea foarte multă șmecherie în primul rând și în al doilea rând problemele altora, știi? Dar e atât de greu să-i spui unui om, bă, da, alea-s problemele lui, nu-s problemele tale. Mai ales când e cineva atât de apropiat sau relație de genul ăsta, de ăla mi-e nepot sau mi-e fiu sau așa, sau mi-e frate, e greu să zic, da, cu aia, da, lasă nu, să-și rezolve. E foarte greu, dar nu lasă și le rezolve, ci nu-ți fie milă de el. Una e să îl ajut, să-l susții, și alta e să ți-ți facă milă, să-ți bați tu capul cu... Deci, ok, sari în ajutorul lui și ajută-l cu ceva. Dar nu îl plânge acasă, adică nu de plâns. Dar nu îl plânge acasă, sari într-adevăr și îl ajut, dar eu mi-am dat seama că de foarte multe ori am făcut greșeala asta, de mie îmi păsa mai mult de problema omului respectiv decât îi păsa lui de problema respectivă. Probleme, da. Și mi se părea, adică atât de... Azi m-am uitat, nu mai știu de ce dracu mi-a apărut, cum îți apar, acum se apar 16.000 de căcaturi. Dacă te uiți la ceva pe Instagram, după aia brusc pici într-un alt univers. În fine. Și în acest alt univers era Moroșanu care vorbea despre băiatul ăla din... pe care l-a ajutat el în pandemie. Ăluia de a luat el casă, da. Și... ăla care mergea pe cal, a fost o poveste din asta, au plâns românii și nu știu ce, și au donat românii peste 40.000 de euro, i-a luat casă și el a vândut casa. Și s-a întors înapoi în Mocirla, de unde a plecat el cu calul să cumpere, nu știu ce, scutece pentru copii. Deci asta e exact același sindrom, știi? De eu îți iau problema, o întorc pe 6 părți, mi se rupe sufletul, încerc să ajut, când colo pe tine te durea în pulă de problemă, tu ești, dar ce problemă și eu, n-am avut nicio problemă. Da, nu e, nu e. Îl suna să se angajeze, să așa, da. Nu răspundea la telefon, că... Da, nu. Se uita la televizor, pe nu, trebuie să... Acolo e foarte greu, într-adevăr, e foarte greu să te îndepărtezi așa de... pe partea asta emoțională, mulți ar traduce asta ca fiind egoism, știi? Da. Pentru că eu, de exemplu, mi-am dat seama că vorba aia cu nu-i face altuia ce ție nu, nu știu cum e exact. Ce ție nu-ți place? Da, e foarte adevărată, dar eu duc și pe partea elaltă. Eu fac altuia ce mie mi-ar plăcea să-mi facă altcineva, știi?
Asta e foarte dubios și nu-ți dai seama că da, da, altuia nu-i place ce-ți place ție. Okay. Și așa mai departe. De asta zic că de multe ori soluția poate fi de du-te bă, nene, la sau doamnă, la un psihoterapeut. Ca să-ți explice clar. Știi că în momentul în care vine la tine la terapia asta, tu ataci problema din trei zone, da. Știi? După aia psihoterapeutul din alte trei zone. Da, și după aia prietenul meu bine. Neurochirurg vine și taie în pula și rezolvă problema cum trebuie. Da, trebuie individual, ți-am spus individual, adaptat la fiecare persoană în parte. Da. Sunt unii care nu vor să audă așa ceva. Ok, te duci strict pe plan fizic, ai venit la mine să te fac fizic, să te tratezi fizic, asta primești. Mm-hmm. Asta fiind și un soi de amenințare, așa suna din partea ta. Nu, da, vrei să te tratezi pe plan fizic, asta o să primești. Că, știi cum a sunat asta? Asta am înțeles eu. Vezi că în două luni apare iar. Ei și spun. A, da? Deci vezi ce înseamnă să vorbești fără să folosești foarte multe cuvinte? Asta eu n-am învățat. Poate îl doare la început. Dar crede-mă că de multe ori se duc acasă și subconștientul i-a auzit ce i-am zis eu, rumegă, iar după ori mă sună că e bine, ori că a avut dreptate, ori vine încă o dată, hai eu nu să mai începem, că să o reluăm, că uite așa mi-am făcut puține gânduri și... Da. Deci încă o dată, ce este ciul? Ciul este o energie. Mhm. Uh-huh. Pe care dacă înveți să o centralizezi, ești guru. De unde pleacă acest ci? Îl are toată lumea? Da, da. Deci este energia vitală a oricărui om. Da, o ai. O ea ai, poate fi da, mai da, mică sau mai mare, da, în funcție da, vitalitatea fiecăruia. Exact. Da, e... Unii zic că e aura ta, alții spun că e, știu eu... Spiritul strămoșilor daci. Da, exact. Mm. Na, e acolo fiecare cum o percepe. Dar, în end effect, într-un final așa foarte frumos spus, toți o avem, trebuie numai să învățăm să lucrăm, să învățăm să respirăm în abdomen, în ci, te relaxezi mult, pe parte fizică, aerul îți stă mult în plămân, alveolele au timp să tragă acel oxigen. Vorbim acum de toată nebunia asta, toată lumea începe să respire accelerat așa, simt că nu mai au aer, pun repede oximetru pe deget, aoleu maică 90-92. Relaxează-te, trage aer în piept, ține-l 3 secunde, 4 secunde, dă-l afară și dă-i voie alveolilor să se hrănească din acel oxigen pe care tu îl intenționezi să-l dai. Da? Noi intrăm într-o criză, începem să respirăm tot mai repede, ieși din respirație practic și e clar că îți cade saturația, spre exemplu. Știi? Și atunci tot tehnicile astea de relaxare toate merg pe respirație. Mm-hmm. Pentru că respirația... Na. Din câte am înțeles, sunt și tehnici de vindecare tot așa, da. Prin respirație. Și din câte am înțeles, asta iarăși e o tehnică foarte, foarte, foarte veche. Și că neapărat strămoșii planetei se vindecau pe vremuri doar prin respirație. La un moment dat discutam cu Oreste, era un căcat efectiv, din nimic efectiv. Vorbeam de fumat. Și spunea că există o tehnică de respirație prin care, chit că ești fumător, tu poți să elimini tot gudronul ăla undeva în 5 minute așa. Era o tehnică din asta, nu mai știu în ce poziție trebuia să ai corpul, ca să ai totuși ori să fii cât mai drept, nu mai știu. Dar practic în față și nu mai știu câte secunde țineai aerul și în cât timp trebuia să-l dai afară. Despre asta era vorba. În cât timp îl trăgeai, cât timp țineai înăuntru și în câte secunde îl dădeai afară. Folosește și funcționează și la trabucuri? Pe la trabucuri nu inhalezi. Ok. Așa că, bine, inhalezi că e în jur, dar nu e ca la țigări. Pentru că tu ești un pasionat al trabucurilor, m-am gândit să-ți fac și eu un mic cadou. Ai mă, ce drăguț din partea ta, îți mulțumesc din suflet. Cum are drag? Nu, numărul 2, eu îl știu. Este superb, îți mulțumesc din suflet. Cum are drag?
Ce frumos, mulțumesc mult. Cum are drag. Mă bucur că ai deschis subiectul. Și să vedeți ce superb este acest trabuc. Stai să-l vadă și lumea, să-l vadă camera. Ia uite-l, bă, băiatul. Uite, uite cum stă rapperul. Foarte frumos, mulțumesc din suflet. Cum are drag. Bun. Dacă nu stăpânești acest... Adică tu la ce grad ai ajuns de a stăpâni ciu? Că presupun că e complicat acolo să... Da, nu știu dacă pot să le spun așa pe grade, dar având în vedere unde sunt ei, chinezii, noi suntem începători rău. Păi suntem pentru că nu avem... Da, nu avem cultură în direcția. Zamolse nu ne-a dat... Da. Direcția. Deci eu cred că pe plan terapeutic am ajuns la un nivel bun, pentru că deja focusul și practicând foarte mult, am știi cum sunt jucătorii de biliard profesioniști, unde zic negru în colțul stâng. Când el e total pe cealaltă parte a mesei. Uh-huh. Na, și foarte, foarte precis, pentru că noi am învățat în, știu eu, în segmente să manipulăm și atunci îl întrebam pe maestru Sifu, dar tu când faci asta, păi da, la mine merg toate vertebrele, ce departe, ce nu știu ce. Noi îți dai seama. Ce înseamnă merg toate vertebrele? Adică când faci o manipulare, el poate toate cele 7 vertebre cervicale să le repoziționeze dintr-una. Bam, bam. Da, e foarte departe tip. Și noi eram, îți dai seama, noi mergeam aproape, împărțeam în două, făceam partea de sus, partea de jos, mai detenționam, mai lucram, mai bibileam, așa să-i spun. Acum e așa departe încât merg foarte punctual, foarte punctual. Și da, mă fascinează și pe mine. Pentru că de la pacient la pacient, practic, și pe mine mă mai întreabă lumea, care a fost cea mai bună terapie pe care ai făcut-o? Cea mai bună a fost ultima pe care am făcut-o. Dacă o să, știu eu, o să fac la 80 de ani, o să fie ultima terapie, atunci o să fie cea mai bună. Asta vreau eu. Știi, adică încerc la fiecare pacient să îmbunătățesc, să simt mai bine, să... El, de exemplu, aveam o tehnică de a ne antrena simțurile palpabile. Într-o carte de telefon ascundea o ață. Sau nu, pe ziar am făcut. Pe ziar, sub o filă de ziar ascundea o ață și noi trebuia să o găsim. Uh-huh. Două file, trei file, cinci file. Și eu am ajuns atunci la... era indianul la cinci file și eu eram cu colegul meu la trei, patru file. Nu știu ce, după jumătate de oră ăsta întreabă, ok, câte ăla? Cinci, trei, doi... Și zice, cine vrea să facă, știu eu, ceva mai intensiv așa. Eu tot timpul eram, eu am fost foarte, foarte competitiv așa. Și zic, eu, Sif, pac, întoarce-te cu spatele. Păi câte foi îmi pui? Nu contează, întoarce-te cu spatele. Am întors cu spatele, am venit înapoi, efectiv, ca scannerul. Am căutat în toate direcțiile, i-am găsit trei ațe. Și la una, efectiv, precum mai simți o firimitură sub șervețel, știi? Și am zis, ok, ăstea trei ți le-am găsit, le-am trasat cu pixul, aici mai simt ceva, dar nu simt o continuare a acelei denivelări. Și el pune așa mâna și zice, e la pagina 3. A dat paginile, eu eram la 7 pagini și aia, efectiv, era la pagina 3, era o scamă de ceva. Da, e foarte departe. Eu eram foarte fericit, mi-a dat ziarul acasă, mi l-a însemnat, deci am fost foarte fascinat de toate sesiunile cu el și m-a impresionat când am văzut că omul zice, pagina 3, super, da, e foarte departe. Are o tehnică, nu mi-a spus la cap, spune mâna, bate în cap, efectiv vede unde sunt conexiunile întrerupte, știi, simte, efectiv pune mâna pe craniu. Este o tehnică în medicina tradițională chineză, vorbind de ciu ăsta. Am văzut eu filmare cu clientă la mine în cabinet. Mi-a arătat, uite, eu nu ți-am fost în China, uite ce mi-a făcut acolo. Pe cuvânt, stătea femeia așa cu mâinile și Shaolinul ăsta a plimbat așa energia. Când a împins-o spre ea, efectiv
Efectiv am pins un curent. Ea mi-a zis și am impresia că m-a băgat la doză, la întrerupător. M-a electrocutat, în spate stătea un om că, na, caz din picioare. Și îi plimb așa energia prin corp și își dă seama unde se blochează acea energie și îți dă diagnostic. Deci e fascinant ce pot oameni. Să ce dragă în bolzii stai. Da. La puls, la fel, ei simt 4 bătăi de puls. Noi simțim 2. Dacă ești foarte atent. Ei simt 4 și împart cu emisferele creierului și efectiv îți spune, zice diagnosticul. Deci rămâi fascinat când îi vezi ce abilități au și ce... Dar sunt șaolini care fac asta de mici în temple, ei numai asta fac. Mă revin la povestea cu faci tot corpul și nu știu ce. Un genunchi, da? Îl exersezi, tot aceeași tehnică. Și el zice, da, faci de 5.000 de ori același lucru. Dar în momentul în care ți-a venit genunchiul ăla sărit, tu când ai pus mâna pe el, țac, l-ai pus la loc, adică acolo nu mai direct, ai timp de stai să mă gândesc ce am să-ți fac. Și am simțit pe pielea mea, ești pus în fața faptului împlinit, ajungi primul la un accident sau se accidentează persoana respectivă lângă tine. Băi, acolo trebuie să te ții bine și emoțional și să fii stăpân pe ce ai tu în mâini, îți activezi. Chiar mi s-a întâmplat, cred că acum 2 luni, eu mă dau foarte mult pe bicicletă, sâmbătă, duminica sunt zilele mele de evadare și eram la cabană la Postovaru, stăteam relaxat 10:30, stăteam acolo pe terasă, pe un perne din aia, niște muncitori lucrau pe terasă sus. Păi m-am uitat eu odată așa la ei, oamenii românești așa, hai că te țin eu, mânta o planșă de aia de soare, hai că te țin eu, merge, adu aia, românește. Crede-mă, Cosmin, n-au durat 3 minute și aud, snap, mamă, în capul meu să dea Dumnezeu să-i fi căzut scaralul ăla de sus. Sau să-i fi alunecat. E Mihăiță la tobe. Sau e Mihăiță la tobe. M-am uitat, al meu pe jos. Au, căzuse peste bicicletele noastre. Au. Mama, am zis, nici sâmbătă nu mă las să stau liniștit. Îți dai seama, era la 5 metri de mine. Am ajuns la el, în mintea mea a fost numai ok, activare. O strigă, băieți, e vreun chiropractician pe aici? Nu, dar am mintea. Da, chiar aici. Chiar aici, la voi. Mănușile? Nu. În mintea mea a fost... am activat toți senzorii din palmă și am zis ok, dacă simt ceva ascuțit, fractură cu deplasare, nu pui mai apă. Era totul rotund la el, cotul sărit. El când m-a văzut, mă cunoaște, când m-a văzut, i s-au îmblânzit ochii. Efectiv, copilul ăla mic când se lovește și o vede pe maisa. Gata, problema e rezolvată, freacă, mama, trece. I s-au îmblânzit ochii, zice, vezi ce am la cot. Era tare să-i pupi cotul. După ochii aia blânzi așa se face. Gata, n-ai venit. Freacă, mamă, da. Un pic. De ce? La biciclete, știi? Da. Deci. Și i-am poziționat atunci că nu mai avea durere, el era amorțit de la impact. I-am pus cotul înapoi. Toate bune și frumoase, după 3 minute au venit și restul. Nu punem mâna pe el, lasă-l acolo. E ok, băiatul, nu-i stres. A venit salvamentul după el că i-au imobilizat brațul, l-a dus la spital. La spital i-a făcut radiografie, du-te bă acasă că n-ai nimic. Da. Și a fost bine că s-a repoziționat atunci pe loc, omul efectiv fără durere, că, mă repet, era totul amorțit. Și îți dai seama, în situațiile de față, ești omul potrivit la locul potrivit. Dar, na, poți să ajuți, asta e cel mai fain lucru, e că poți să ajuți, adică tu n-ai nevoie de nimic, de nimic n-ai nevoie, poți să ajuți, cu mâinile le ai tot timpul la tine. Și în momentul în care faci, că am văzut că o faci la cel mai mic lucru asta cu, ai o chestie așa, în primul rând că te poziționezi într-un fel. Te împământezi așa. Da. Da. Și după aia când tragi, în primul rând că ai privirea fixă, pare că ți-a scuți auzul în momentul ăla, nu știu de ce. Da, bă, cred că mi-am făcut scrisul meu, să-i spun așa. Automatism. Te focusezi, exact, și simți, intri cu mintea și cu ochii, intri în articulația lui și efectiv vezi tot ce se întâmplă acolo.
Ai cacat. Păi asta e concentrare. Da, deci eu mă focusez, ce am de făcut? Șoldul. Că probabil de aia zici, când prinde lava piciorului și trag. Mm-hmm. Ei, eu mă duc în amplitudinea articulației. Cât mă las articulația acolo să trag până la limita lui și de acolo îi fac mișcarea aia, impulsul de trager, știi? Deci nu îl iau de la început, bup, că articulația are capacitatea asta să se întindă și eu pierd exact fracțiunea care pe mine mă ajută să îi deblochez zona, știi? Și atunci e respirația ținută, vine impactul, pac, am tras. Am înțeles, deci trebuie să și cercetezi terenul, să-ți dai seama de cât de multă forță trebuie aplicată în momentul... ceva de genul, cam asta ar fi, da, o explicație dar, pentru omul normal. Vezi tu, eu începând cu degetele, cotul, încheietura pumnului, eu acolo deja îi simt ulei articulații. Uh-huh. Îl simt cât de rigid e în articulații, cât și practic mi se setează forța exact pe pacient. Știi? Că îmi vine o fătucă de 50 de kg care îi se îndoaie genunchii invers când stă în picioare, are hiperlaxitate pe genunchi, îți dai seama că la ea nu pot să aplic aceeași forță ca și la... Zi. La malaci. Și practic acolo mă setez pe pacient. Mm-hmm. Deci asta voiam să te întreb. Eu îmi pocnesc toate. Adică inclusiv genunchi, glezne, spate. Am observat că la piept am o chestie de ceva timp. De când fac sală mai intens, de mi-apăs aici și cred că îmi pocnește clavicula sau ceva, dar îmi pocnește ceva. Gâtul nu prea mai pocnește, că ține, e destul de înțepenit. Mm. E bine să faci asta pentru că exista o vorbă pe vremuri, cum că dacă îți pocnești degetele, la un moment dat începe să tremure mâna. Da. Faci nu mai știu cum se numește, o afecțiune pe care o faci. No. Dar nu mai știu cum se cheamă. Practic majoritatea persoanelor își pocnesc pe o flexie exagerată. Mm. Iar acolo pocnește ligamentul. Mm. Tendonul, asta e sunetul articulației, da? Noi facem pe o tracțiune. Am înțeles. Da. În momentul în care tu pocnești pe flexie, e clar că în timp ți se slăbește acea articulație, pentru că probabil ai sesizat, merg mult mai ușor de pocnit, senzația de a pocni degetele este mult mai deasă, da. Pentru că tu pocnești, ți se eliberează, e ok, în câteva ore iarăși ți se încarcă articulația, mm-hmm. iarăși își cere acel crack. Da, eu nu recomand să se practice. Pentru că eu aveam ticul ăsta la gât, ajunsesem să fac doar atâta și să-mi pocnească, până când m-am pus așa un pic în... Adică mi-am luat un pic o panică de asta, zic, bă, ce fac? Adică nu e ok. Eu având și poziția asta, pacientul stă pe masă și tot timpul stau capul în jos, iară nu e cea mai bună variantă. Și m-am oprit din a-mi pocni gâtul, fac niște exerciții de izometrie și prin activare musculară, activez, relaxez așa, îmi trece senzația de a-l pocni. Mm-hmm. Da, și e și eficient. Deci mai bine decât să faci asta, lași un profesionist să... Da, pentru că tu nu mergi la profesionist de 3 ori pe zi, știi? El îți pocnește odată, cel puțin sistemul meu. Eu îți fac terapia, după care tu primești niște exerciții. Care la îndrumarea mea ar trebui să-ți devină o rutină zilnică, hai să zic, 4 ori pe săptămână. Eu le fac aceleași. Mm. Pentru că nu sunt exerciții să-ți mărești hipertrofie, să mărești musculatura, să nu. Mușchii abdominali, mușchii spatelui, ei nu sunt, după părerea mea, nu sunt niște mușchi care să crească în volum. Ei trebuie să stabilizeze. Vertebrele ele formează niște articulații platouri, da? Eu nu am bilă capsulă, iar platourile vin cu straturile de mușchi, de musculatură fină și înspre exterior, cu inserție din 2 în 2 cm. Eu n-am cum să fac
masă musculară. Eu trebuie să învăț mușchiul respectiv să îmi susțină acele segmente. Știi? Și în felul ăsta și scapi de afecțiuni și scapi de probleme. Da? Și atunci lași articulațiile mari să facă mișcările mari și ample. Eu le spun pacienților mei, le tot dau exemple de astea din viața de zi cu zi ca să înțeleagă fenomenul. Le zic, oameni buni, coloana este amortizorul de la mașină, da? Articulația mare este direcția. Nu încurca una cu alta, pentru că tu la mașină nu poți să iei curbele din amortizoare. Da? Tu ai nevoie de direcție ca să iei curbele. Mișcările mari, fă-le din articulațiile care sunt concepute și musculatura care este pentru așa ceva, musculatură mare cu burtă, îi spun eu, în sensul de bicepsul are volum în momentul în care îl contract, fesierul la fel, fă mișcarea din acea musculatură și musculatura spatelui și abdomenului doar să stabilizeze. Știi? Și atunci și intru un pic și în partea de fitness. Tot așa trebuie să și antrenezi musculatura. Pentru că asta mai e izolat. Izolat, exact. Și izometric. Uh-huh. Da? Eu am nevoie, dacă iau o găleată în mână, tendința e să contrabalansez corpul și duc mâna, cu cât e mai grea, cu atât mâna e tot mai sus. Da? Ar trebui să evităm chestiile astea și să duci efectiv cât poți tu să ții din abdomen. Da? Ai văzut, dacă e o punguță, o ții, că ai păcălit din abdomen, dar dacă ai luat o greutate mai mare... Gantere de 24. Gantere de 24 deja te strâmbi. Dacă tu reușești să mergi cu gantera de 24 în poziție dreaptă, te uiți în oglindă, te duci spre oglindă și dacă tu mergi drept, ești șerif. Mm-hmm. Poți să ai țesut peste, nu e asta o problemă, știi? Ideea e ca ele să susțină acolo. Și la fel le spun și la sală. Zic, mergi la sală să... Pentru ce? Asta e întrebarea. De ce te duci la sală? Vrei să concurezi? Ok, te înțeleg că faci tracțiunea și bași capul în față. Că vrei să ți se dezvolte teres minorul, nu știu cum, nu știu, mușchi să ți crească în volum. Te înțeleg. Faci sport de performanță. Sport de performanță nu e sănătos. Asta trebuie să fii specific. Da? Pe germană era o vorbă, la ei, sport ist mort, sportul este moarte. Se referă la sportul de performanță. Pentru că niciun sportiv de performanță nu este clinic țiplă, din punct de vedere locomotor. Sunt probleme, articulații, operații, pentru că solicitările sunt așa de mari. De ce? Tu vrei să faci o execuție cât mai rapidă, cât mai puternică, trebuie să o încarci cu forță, să nu știu ce. Și atunci tu trebuie să te duci la limită tot timpul. Da? Și în cazul ăsta, ai văzut, după 30 de ani de, adică nu, după, știu eu, 15 ani de performanță, aia sunt cam șubreziți pe dinăuntru. Ei trebuie să continue cu o mișcare destul de susținută pentru a se păstra acolo în mișcare. Persoanele, masa, 98% dintre toți cei care sunt în sală, ei nu se duc pentru concursuri, ei se duc să slăbească, să se simtă bine în pielea lor, să facă, să-și mărească, știu eu, capacitatea de efort, metabolismul, să-l îmbunătățească, să crească, să stea. Și atunci ei trebuie să lucreze în orientat spre sănătate. Mm-hmm. Pentru că nu te duci să te distrugi. Dacă ai venit să te distrugi sau să lucrezi, am venit să arăt bine, să fac. Și atunci exercițiile trebuie făcute corespunzător. Sunt în sală tot felul de pricepuți, fac culturist de 10 ani, du-te așa, pleacă-te, fă să faci mușchi să lucreze. E un bullshit. Pentru că tu numai te strigi. El vorbește cu o persoană care probabil intră prima oară în sală. Da, plus că sunt foarte mulți care nu se încălzesc înainte de exerciții. Sau nu fac, la final nu fac stretching. Da, da. Și aspectul ăsta e foarte important pentru că tu trebuie să-ți pregătești motorul la mașină dimineața. Întreb pe mecanic cât să stau șefule cu el pornit la relanti ca să meargă bine. Ca așa vorbești cu mecanic. Ca așa vorbești cu mecanic. Șefule, zi mă, nu te mai... Gata, șefule, rezolv. Exact. Și atunci și corpul trebuie încălzit ca să-l supui tu la într-un antrenament. Trebuie să ai un punct culminant. Mulți gândesc așa cei care merg la sală. Dom'le, punct culminant și deznodământ. Deznodământul ăla este mișcarea de relaxare, să aduci iarăși ritmul cardiac jos, să faci, toți fug la duș. Știi? Și atunci apar și accidentele. Dar ai auzit vreodată de treaba asta de să ai un picior mai scurt din cauza efortului? Adică la un moment dat să ai un picior care e tras în interior? Majoritatea au chestia asta.
Până la 5 mm echilibrează corpul din tensiunea musculară fără să simți mare lucru. De la 5 mm în sus, de la 1 cm în sus, deja trebuie să spui semne de întrebare și să faci ceva împotrivă. Pentru că musculatura se strânge pe o parte, noi corpul nu-l avem egal. Vezi, inima e înspre stânga, plămânul stâng e mai mic decât dreptul, aici am ficatul. Define ce mărime are. Hai să nu mai râdem la asta. Hai să încercăm să stăm serioși când vorbim despre ficat. El simte, el aude. El simte. Eu am ciul lângă ficat. Am înțeles. Da. Lansează. Păi nu, de multe ori îl îmbăt ca să se relaxeze. Că stă lângă ficat, îți dai seama că și ciul e... Mai stă și ciul așa. E în ritmul lui. Da, mai are ciul și... Da, tu mai stă în bine. Da, și atunci corpul nu este adică 50-50% împărțit. Noi făceam în Austria niște teste cu persoanele care intrau în sală și aveam, făceam diferite, izometrie, să vedem unde e el, de unde începem cu respectivul client. Și pe partea asta, flexie laterală, aveam 55-45%. Partea predominantă a lui. Deci asta era idealul. Dacă avea mai mult și la fel la flexie, extensie a coloanei, dacă persoana respectivă, femeile, de exemplu, sunt mai elastice, mai nu știu ce, se curbează foarte mult, ajung cu pălmile, cu coatele, așa pe jos, e prea mult. Gimnastele, antrenorii de yoga, probleme, pentru că ei lucrând foarte mult în mobilitatea respectivă, le fuge vertebrele într-un final. Da? Pentru că susținerea nu mai este, el lucrează mult pe elasticitate, să facă podul invers, să-l facă covric. Și mai invers? Și mai invers, să-l facă brețel. Știi? Și atunci suferă, că nu este o mișcare naturală a coloanei. Și atunci noi trebuie să rămânem totuși în pozițiile astea fiziologice ale coloanei și în felul ăsta e clar că ți-a atins și obiectivul tău cu care ai venit la sală. Din păcate, da, o să... E mult, e foarte mult material pentru a nu știu dacă material, dar să-i corectezi, e foarte multă muncă acolo și volumul e extraordinar de mare. Pentru că, din păcate, văd la mulți antrenori care predau mai... Acum cine are zi pătrățele e antrenor de fitness. Exact, din păcate. Nu mai e... Adică sunt foarte puțin care termină o facultate sport, care... dar e clar că asta e o pasiune pentru tine și e clar că asta a pornit de undeva. Sunt fiert. Și are legătură cu tatăl tău în principiu? Da, da, da. Deci tata a fost sportiv de performanță. Mai puțin să mă rezi. El... Ne-a prins, înainte să învățăm să mergem, practic ne-a învățat să mergem pe schi. Știi? Și a fost, pentru noi sportul a fost totul, adică ne luați în minte, ne-a dus, am început cu schiul de la 2 ani jumate să învățăm să mergem, dar îți spun foarte, ne-a făcut în curte, un derdeluș, noi stând în Brașov, dacă nu știi să schiezi în Brașov, e precum ai stat la mare, nu știi să noți. Și... Ne-a luat cu binișorul, numai să se împrietenească bine cu noi, să-i spun așa, știi? Și făcând pași lenți, acordându-ne încredere, nu cum fac în ziua de azi, du-l la 2 ani în postovar și se bate părintele cu pumnul în piept, copilul meu la 2 ani a coborât. Pune cobriculeț, al țin, ham, ai coborâre a copilului, nu are siguranță, nu are nimic, nici nu simte copilul nimic. E iarăși un herub din asta, exact cum au oamenii în sală, exact, de, nu ne încălzim și mergem și facem direct costul la piept. Și noi am început cu sportul pentru că tata a fost tot timpul de părere, el și-a schimbat prin sport, el a devenit alt om, pentru că posibilitățile familiei lui nu erau atât de bune încât, știu eu, cu părinți muncitori în fabrică și așa, pe vremea aia îți dai seama că tendința era tot să-i orienteze spre o meserie, să tragă la jug 40 de ani într-o fabrică și asta a fost. Ei să meargă la lucru, asta e vorba la noi în cartier, merg la lucru. Și tata a schimbat un pic treburile astea prin sport, făcând și facultatea la 30 de ani, deci a fost o ambiție de-a lui, pentru că în primă fază și el a urmat același șir al școlii, al
al părții astea. Omului clasic. Da. Iar după el a zis, băi, e sportul de mine, eu nu mă văd schimb 1, 2, 3 în fabrică, știi? Și la 30 de ani, îți dai seama, cu ambiții, cu astea, a reușit să termine facultatea în București. Pe noi tot în direcția aia, încurajându-ne. Și da, de la 6 ani am început să joc tenis, de la 6 la 12 ani am jucat tenis. Și eu, de bună voie, m-am dus pe la fotbal, pe la 20 de ani, pe la 10 ani. Și drept dovadă, din cele trei ramuri sportive, eu mi-am câștigat existența în Austria, unde am plecat la 20 de ani, știi? Predam tenis vara, tenis jucam fotbal și iarna predam schi și jucam fotbal, știi? Și partea asta cu sportul pentru noi a fost practic sursa numărul 1 de timp liber petrecut, de muncit, pentru că na, la schi eram lot național, eram destul de bine clasați și atunci ambiția lui era în direcția asta, spre schi, pentru că acolo ne vedea el mai sus decât a fost el și au fost și rezultate în limita financiară pe care o aveam noi la momentul respectiv, 2-3 titluri naționale, adică da, n-am fost, am fost acolo, vioare, doar că eram vioare fără echipament, să spun așa. Și ulterior, pe sora mea a susținut-o mai mult în direcția asta spre kinetoterapie, că și ea a terminat la București, la ANEFS, facultatea de kineto. Iar pe mine, sportul, am terminat sportul în Brașov fără frecvență, eram cu fotbalul prins, nu prea aveam timp să mă duc la școală. Și pe mine m-a încurajat să plec din țară. La 19-20 de ani am și plecat. Fără frecvență, veneam, îmi dădeam examenele, era un mișmaș din ăsta. Și după aia eu în Austria, cu cunoștințele ce le aveam pe aici, din facultate, nu puteam să zic că pot să mă compar cu unul de-al lor, absolvent de facultate de sport, știi? Și atunci eu mă simțeam așa un pic, zic, bă, omul știe multă carte la școala pe care a terminat, știi? Și am început să omul adică austriacul. Austriacul, da. Am stat 6 ani și puțin în Austria. Și m-a impresionat așa ce bine sunt pregătiți ei. Și am început să caut cursuri. Nu te primește la curs dacă nu ai nu știu ce facultate terminată, știi? Adică la ei totuși are ordine totul. E foarte bine structurat, știi? Nu rămâi cu diploma în mână și n-ai unde să te angajezi că tu n-ai 2 ani de experiență. La ei nu există așa ceva. E totul legat, știi? Și atunci eu începând să mă interesez acolo și așa, am ajuns într-o sală de fitness unde lucram, antrenor de fitness, dar era sistemul foarte bine pus. Erau niște hoteluri, ei mai au asta cu să mergi la cură 3 săptămâni, cură, băi, termale, da. Nu știu ce. Și la noi la sală veneau foarte mulți clienți staționați acolo 3 săptămâni cu diverse afecțiuni. Șeful meu la un moment dat zice, băi, uite, aveți pe jumătate de an, pe 6 luni, aveți 500 de euro, căutați-vă cursuri și eu vă aprob cursurile să le faci. Și eu m-am dus în direcția asta de terapie. Făceam curs de backfit, spate, de persoane cu femei cu osteoporoză, de nu știu ce. Și a început să-mi placă. Eu eram tot fascinat, ăsta tot mă punea antrenamente personale cu clienții lui. Eu fugeam în sala de gimnastică, aveam acolo clienții mei, adică erau de asta. Haide, mamă, să mănânci, lasă-mă că mai am un pic să mă joc. Îți înșelai clienții lui? Înșelam, dar eu trăgeam unde mă pasiona pe mine să progresez. Și așa mi-am dat seama că practic asta e ceea ce îmi doresc. Și ușor, ușor, am profitat de sistemul lor și am putut și să muncesc și să fac școală și după aia am renunțat la asta și m-am mai orientat numai pe școală. Știi că în Austria e o clinică, e un soi de, se numește Beer Spa. Știi? Mi s-a părut absolut senzațional și mi s-a părut atât de șmecheră ideea. Că mă gândeam la un moment dat să o facem în România, doar că ar costa enorm, ar însemna să ai un spațiu foarte mare, cum au ei acolo. Pentru cine nu știe, deci e un spațiu în ăsta enorm, cu camere, poți să-ți închiriezi cameră și așa. Ce înseamnă beer spa? Că stai la un moment dat în cadă cu bere care acum fermentează
și tu stai în Iași, că asta chiar aduce tot fel de beneficii. Proprietate. Ca să nu mai spunem proprietățile robinetului pe care l-ai lângă cadă, că îți torni tu berea în halbă. E foarte șmecher. Bă, foarte șmecher. Poți să zici că aia... s-a răcit apa în cadă, mai dau drumul un pic să mai torn puțin. Nu, că nu, deci robinetul e separat. Nu e, tu nu bei lăturile în care stai. Am înțeles. Tu bei dintr-un robinet, adică ai vreo 4 sau 5 robinete pe lângă tine și storni ce fel de bere vrei în momentul ăla. Dar bineînțeles, bere de-ale lor, cum au acum. Așa. Ce mi s-a părut absolut senzațional, că după ce ai făcut, după ce ai stat în alea acolo, ai fost și la un masaj, s-a mai întâmplat ceva cu niște pietre vulcanice, pizna măsii, așa. Bineînțeles că vine somnicul. Și când vine somnicul, ei au niște locuri și te pun să dormi în pai. Și te învelesc în pai. Bă, deci numai gândul, numai cum sună așa, când stai în berică, după aia bei berică, după aia cineva te masează și după aia cineva te bagă în paie. Deci eu cred că mă trezești, știi cum e când faci porc din ăla împănat, de leș cu sfoara? Eu cred că așa mă trezesc din paiele alea, așa tot. Mi se pare și gândul ăsta, știi, că e atât de... atât de tare te duce cu gândul la maică ta, știi, de asta cu învelitul la spate să nu-l trai. Băi, da, și cum, bine, calavaci un pic, că-ți toarnă cu... și îți dai seama că toți aia care merg la beer spa, nu mă grași din ăștia de ai mei, de vor soluția cea mai aproape de dorințele omului, știi? Da, și mi s-ar prea foarte tare să facem și România asta. Eu te întrebam de tatăl tău pentru că eu am văzut că ai și în tine așa, undeva în interior, de la ce a plecat? Am văzut la un moment dat niște poze cu tine pe cal, participând la o datină din asta veche din Brașov, nu mai știu exact. Junii Brașovului. Așa, Junii Brașovului. Și mi-ai și spus, știi, despre... legendele astea cu babele care bază făceau nu știu ce soi de ceaiuri, ba, că de aici a plecat termenul de vrăjitoare. Ba, punea oase la braci, loc. Da. De exemplu, uite, am un prieten în Suceava care a mers nu mai știu unde, dar la granița cu Ucraina. Știu că n-a trecut-o, deci era pe la noi. A mers la o tanti, la o doamnă, o babă. Cred că la fotbal își luxase glezna nasol, așa era umflată, se umflase enorm. Și a fost la tanti aia și i-a făcut ceva care a durat 2 minute sau maxim. I-a spălat piciorul cu nu știu ceai. Deci prea ceva cum se numește? Analgezic? Nu. Da, și lapsus. Bă, ce se întâmplă cu lapsusurile astea? Stai 2 secunde. Anti-inflamator. Analgezic. A, da? Ăsta e sinonimul? E, da. Calmează inflamațiile și... Calmează, da. Nu știu, dar i-a făcut niște chestii de scurtă durată, că asta a durat foarte puțin totul, că asta ne... Da. Să știu. Așa. Și mi se părea fascinant că nu se ocupă doar cu asta, tantea respectiv. Adică exact cum spuneai tu, este ciu ăsta mioritic, românesc, așa, știi? Popular, de... Îți vede, nu știu, îți vede afecțiunile și... Da, ei simțeau, ăștia erau bătrânii... Îți convins că știi lucruri despre asta, de asta te-am întrebat și de asta... am și legat în mintea mea pasiunea ta de vremurile străvechi, așa că. Noi avem în cartierul Șchei, este cu datina asta de pot să zic de peste 100 de ani, de mult, unde
a mai rămas parada călare, dar povestea e foarte faină la, la origine, pentru că ei așa se cunoșteau înainte. De exemplu, în lunea Paștelui, băieții mergeau la stropit, fetele. Și, That's so porn. Și, m-a dus la Nelu Cort. Fetele nemăritate își lăsau poarta deschisă, ei erau organizați pe trei grupuri și fiecare trebuia să meargă pe la fete, tot ce întâlneau acolo, le stropeau cu parfumul ăsta să înflorească, semn, simbol al venirii primăverii și nu știu. Fata, dacă vedea un băiat pe care îl simpatiza și așa, ca și semn de respect și de mulțumire, agățau flori în pieptul băieților, flăcăilor, și ei punea lui cea mai frumoasă floare. Ok, el remarca chestia asta și după, terminându-se cu tot postul și cu rusalele și asta, începeau jocurile. Practic erau niște jocuri strămoșești unde băiatul respectiv invita fata la joc și toată ziua ei făceau pereche și dansau la jocul respectiv. Și se cunoșteau și așa au format și familii. E, acum s-a mai pierdut puțin. Puțin? Dar, doar puțin? S-a mai pierdut puțin, că înainte, zic, nu călca niciun intrus în cartier, adică erau vestiți de bătăuși și își protejau fetele. Acum e mai liber totul, dar încă tradiția se păstrează cu jocurile, cu parada călare. Este, cred, în lume cea mai mare paradă călare. Dar câți flăcăi participi? Sunt undeva, deci sunt 7 grupuri, între 11 călăreți și un grup are până la 40 de călăreți. Deci se adună de 150 de călăreți, adună. Da. E în prima duminică după Paște, foarte frumos. Da, și femeile mai răspund la genul ăsta de romantism? Fetele din cartier duc și ele mai departe tradiția. Sunt obligate? Nu sunt obligate, dar noi am fost așa crescuți, acum sunt tot mai puțin tineri care sunt deschiși înspre tradiția asta, dar inclusiv noi, pe zi, eu eram, dansam hora junilor, îi spunem noi la dansul, îl dansam de copil în curte, toată vara noi dansam hora junilor, eram disperați. Mama nici nu mai îmi spunea că se apropie junii, că o disperam. Mama, când vin junii? Deci eram efectiv... Abia așteptai să fii jună? Da. La 11 ani eu am mers prima oară cu junii, pentru noi era ceva, wow, merg cu junii, mă vede tot oraș. Da, și încă acum, uite, nu defilăm de 2 ani de zile din cauza pandemiei și, na, suntem... fierți așa pe... Abia așteptăm anul ce urmează. Dar cai de unde provin? Cai înainte îi luau de la armată, de la fermele din jurul Brașovului. Acum, pentru că nu mai există, luăm de la privați. Eu am, de exemplu, un prieten care asta face, crește cai, dresează și, na, s-a și schimbat așa un pic, fiecare își dorește un cal, mai au apărut rasele astea de cai și la noi în țară și fiecare își dorește calul mai nu știu cum, să bată piciorul mai nu știu cum, să aibă coama, nu știu, deci sunt și competiți între noi, da. Și atunci, ești așa foarte nerăbdător, e... pregăteala aia e mai palpitantă decât parada în sine. Parada în sine, noi stăm călare de undeva, de la 8 dimineața până la ora 1:30 când ajungem sus între chietri, spunem noi, unde e toată petrecerea. Unde... Vă opriți la benzinărie să vă pișați? Da. Iarăși, o întrebare stupidă, dar mi se pare frumoasă imaginea așa, să-ți vină 20-30 de călăreți la pompe și să... Să-și iau un sandwich. Plinul, vă rog. Pompa 4. Deci asta e în perioada Paștelui. Da. Toate activitățile. Presupun că e frumos afară și... Da. Acum s-a mai schimbat un pic. Da. Și au tot felul de activități. De exemplu, junii tineri în vinerea, practic după Paște, au aruncarea în țol. Pe vremuri, i-a aruncat într-o pătură. I-a aruncat de 3 ori și era un act de ăsta de bărbăție, care era mai sus, care mergea mai nu știu cum, care... E foarte interesant. Deci cine câștiga, ăla care se ducea el care, mai sus? Nu, care, sau practic, ăla care arunca curajul ăla din el. Eu vreau să merg, să sar, să mă arunce în țol, să, știi, era bărbăția aia, să-ți arăți bărbăția, că ai curaj să te bagi în țolul ăla, să te arunce lumea în sus. Știi? Adică viitorii pompieri la evenimente de suicid de pe bloc. Da. Cam așa. Hai să ne antrenăm să prindem victime.
Exact, exact. Și este tot la fel aruncarea buzduganului. Este o bucată de fier, frumos sculptată și asta, un pic mai mare decât trabucul ăsta, bine echilibrat, știi? Uh-huh. Și fiecare l-aruncă de 3 ori. Și acolo era iarăși un act ăsta de forță și de bărbăție care l-aruncă mai sus și îl și prinde. E o tehnică, nu poți să-l arunci. Poți să-ți împrumut un pic? Da. Nu poți să prinzi așa de el. Pentru că ar trebui să ai un timing perfect, să-i dai tu drumul exact în momentul ăsta. Majoritatea care îl prind și îl strâng așa mână, îl aruncă pe spate. E, trebuie să-l ții cu degetele, cu pumnul deschis și să-l lași să ruleze. Da. Știi, și el fiind bine echilibrat, se duce frumos în sus, vine și îl poți prinde. Și astea toate încă se mai păstrează și e frumos. Și tare. Da. Și domnițele sunt impresionate de așa. Domnițele sunt, da. Serios? Da. Pentru că asta eu am observat așa în partea feminină un soi de masculinizare, știi? Da. Adică femeile au devenit foarte down to earth și hai bă, lasă-mă cu florile alea, mi-a dus flori. Nu, bine. De aici, știi, e destul de romantică treaba asta de la gestul ăsta de a aduce flori până la hai să arunc buzduganul să vezi cât de vânjos sunt. Pentru tine, fata mea. Pentru tine. Mi se pare că sunt foarte multe femei care ar fi, da, lasă-mă, drept cu buzduganul tău, că mă duc, că mă așteaptă unul cu mașina. Acum. Nu, bine. De-aia spun că s-a mai schimbat puțin, pentru că, cum spunem noi, la stropit te mai așteaptă fete. 16 ani, 15 ani. E un pic altfel și ele sunt așa impresionate. Wow, vin junii la mine. Și ei sunt tot de aceeași vârstă, știi? Adică, pentru că în momentul în care te căsătorești, schimbi grupul de la grupul junilor tineri, îl schimbi la grupul junilor unde aparții tu, cu strada, cu casa. Știi? Deci e o orientare, o tradiție foarte faină. Și portul popular de unde l-ai? Portul popular îl moștenim, practic. Da? Da. Îmi părea țiplă, efectiv. Păi eu am schimbat, spun sincer, eu am schimbat grupul de unde aparține casa noastră, strada noastră, din motive de, am schimbat și... Zii din ce motive? Nu au fost așa foarte întemeiate, doar că în partea asta m-am regăsit mai mulți tineri din gașca mea, știi? Și atunci am putut să schimb. Și eu mi-am făcut acum costumul de june, mi l-am făcut singur și de-aia pare așa nou, dar am folosit totuși culori care să dea o senzație de asta de vechi, știi? Că sunt paietele alea... ca și cum ar fi ruginite, așa vechi, știi? De-aia n-am optat spre un paiete ca aurul, galben, știi? Mi-a plăcut să fie un cenușiu, așa, ca să dea senzație de vechi. O să-l dau și eu mai departe și o să devină și el vechi. Ce gând frumos! Dar ai auzit vreodată legende din astea despre babe tămăduitoare care au făcut miracole? Da, am auzit tot felul. În zona aia acolo? Nu, în zona la noi nu. Era o singură bătrână unde am fost și eu ca și copil cu tot felul de accidentări, cu sportul meu eram tot lovit. Și, băi, sincer, m-a trimis la toaletă înainte să mă pune mâna pe mine. Maică, ești bine? Au, maică, mă doare genunchiul. Du-te la veciul ăla din curte și vin apoi. Păi așa rău e? Du-te, că apoi vezi. A luat un tură de porc, nu, de urs, mi-a spus ea. M-a făcut pe genunchi, mi l-a întors, mi l-a ăsta, doi stropi acolo, mai dat și afară. Și, băi, m-a pus pe picioare, adică chiar m-a... Ce înseamnă doi stropi? Mic. Nu, în sensul că atât de intensiv așa și durere atât de mare... Pe care te împiși pe tine, serios? Dai pe tine, da. Da. Păi dai seama, mergi cu genunchiul sucit în partea cealaltă și aia pune mâna și te trage. Atât de grav era? Da, era întors. Mi erau toate ligamentele într-o tensiune încât eu nu puteam nici să-l îndoi, nici să-l întind, știi? Cu o zi înainte m-am dus la medicul nostru sportiv și ăla mi-a făcut toate testele și m-a diagnosticat tot ce poate să aibă un genunchi. Eu a doua zi m-am dus la bătrâna asta, mi-a tras genunchiul și mi le-a pus toate, a dat drumul la sânge, pe românește. Și după aia mi-am făcut protocolul ăla de fizioterapie ce-mi dăduse doctorul și după 10 zile am fost pe picioare bine, adică fără să simt vreo limitare. Dar maestrul Sifu
E nenea din Thailanda. El este Malezia. El este... Scuze, doamne, Thailanda. Da. În Malezia sunt chinezi, malezieni, sunt indieni și puri malezieni. El este partea asta de chinez-malezian. Da, și tehnica... Deci dumnealui este maestru tău. Da. Chris okay. Leong se numește. Noi spunem Sifu, e așa un fel de maestre. Pe, pe știu, de la Kung Fu Panda. Exact. Astea-s referințele mele, eu n-am. Sunt un om simplu din Focșa. Și din câte știu, tu îl numești maestru, dar asta înseamnă că ați trecut prin ceva împreună ca tu să-i fii discipul. Da, adică nu, știu că nu e doar așa, de, eu am fost la niște cursuri și gata, ești maestru meu. Și de acum ești maestru. Știu că și maestru își alege discipolul. Își alege. La el și noi l-am întrebat cum de ne-a ales pe noi și a zis că am mers pe partea asta de... ne-a văzut cât de insistenți am fost și cât de mult ne-am dorit și orice... Te referi doar la dorință. Grupa aia sau din grupa aia ați mai rămas câțiva? Nu, mă refer la grupa ce am fost noi. Internațional. El, internațional. Da, uh-huh. Da. Asta a fost criteriul lui de alegere și ne-a spus, băi, m-am uitat pe rețelele voastre de socializare să nu fie poze cu BMW-ul și cu fetele în spate, adică totuși a căutat niște oameni serioși. Da, pe probabil pozele de la juni la... Da, râdem, dar cine știe. Da, e important și la ei este o tradiție, el e a treia generație, noi suntem a patra generație. Păi și asta cu tradiția, da, cred că da. E destul de importantă. Da. Și de la dumnealui, că eu tot încerc povești din astea fantastice, exact cum a fost aia cu energia ci îndreptată și după aia mutată prin corp, în care eu nu prea cred, sincer să fiu, știi de ce? Pentru că toate clipurile alea cu maestrii pizdii ăia care te imediat au făcut așa și pac, vin războinicii și el face. Și mi se pare un total bullshit așa. Îs absolut convins că toate poveștile alea cu Shaolinii, care, pentru că e distanța aia mare dintre temple, învățaseră să sară undeva la între 3 și 5 metri și doar prin salturi din astea făceau, erau ca lăcustele. Se vede și acum, ai pur și simplu, dacă dai un search pe YouTube, vezi Shaolinii ce fac și în momentul ăsta. Pentru că exact vorba ta e luați de mici, mici și după aia... E imposibil să nu stăpânești niște chestii. Și asta voiam să zic, ai auzit niște povești din astea incredibile sau ai văzut ceva acolo care să fie... Da. Am văzut un copil, mai a venit cu... Am și distribuit video. Avusese un accident de mașină și... Nu știu, din impact din asta era toată coloana cervicală praf făcută. Copilul nu putea să țină o hârtie în mână. Nu putea să o țină așa liniștit. În momentul în care îi punea hârtia, el se agita și o arunca. Așa reacționa corpului. Măi a început să-i facă cervicalul, i-a făcut brațele, toracele și... A revenit asupra cervicalului, el e un tip foarte entertainer, așa, deci distrage atenția, de la, da. Exact, râde, glumește, ai impresia că face mișto de pacienți, dar el face chestia asta ca să îi scoată din problema aia, din durere și el totuși se lase moale și pentru că îl cunosc și ei știu ce urmează, iar el prin asta încearcă să-i atragă un pic atenția. E, în momentul în care l-a prins, pe cuvântul meu, l-a prins așa de gât, a făcut o presiune și a pus hârtia în mână. Copilul ăla sta liniștit cu hârtia în mână. Și el a început și zicea, mami, când vrea să mănânce, vii și-l ține aici. Spun eu că funcționează. Îți dai seama, maică s-a distrus, copilul ăla nu putea să aibă mișcări cursive de mers, mergea sacadat, știi, deci era foarte grav afectat. El a început să râdă. Toată lumea pe acolo, tot cu camere, pentru că el filmându-se, toată lumea când vine, filmează. Știi, și tu faci terapie și lângă tine sunt 10 oameni cu telefoanele și na, este o presiune destul de mare. Și în momentul ăla i-a mai făcut, mamă, și când i-a tras cu prosopul capul, se aude așa.
în momentul ăla se ridică copil, îl ridică și el ține mâna și zice ok și acum am terminat și el nu așteaptă să-i pună hârtia în mână și copilul ia hârtia din mână și o ține așa relaxată. Deci noi am toți mega impresionat, știi? Adică, wow, ce a făcut el, știi? Și am văzut un caz unde am crezut că face mișto de noi pacientul respectiv, pentru că nu glumesc, ridica mâna și mandibula îi se deschidea. Deci așa făcea ceva. Și noi aici am zis, undeva îi prinde nervul care îi enervează maxilarul, nu știu, și îi mișcă mandibula. Dar când ne-a arătat și la picior, că ridică așa piciorul și se mișcă gura, ne-a rămas tot, bă, dă, oncolo, ce-i cu ăsta, de unde a aterizat ăsta, știi? Și am văzut că maestrul nu i-a acordat așa atenție, știi? Bă, și ceva nu mirosea bine. Și după aia l-am întrebat, Sifu, ce s-a întâmplat cu pacientul ăla? Noi toți am încercat, care mai de care, am zis, mamă, îl dibuim pe ăsta, crește, mână ochii maestrului, ne ducem sus de tot. Nici o șansă, îți dai seama. Era o fată acolo care ea zicea că simte nervul cumva, aia a lucrat pe el, nimic, nici o îmbunătățire. Maestru, cred că 20 de minute a stat pe el, a văzut că nu și-a pleacă la următorul pacient. Știi? Și el mi-a spus, zice, nu are treabă cu partea locomotorie, deci nu are nicio legătură. Sigur e de la o reacție a corpului de la droguri. Știi? Eu văzând, el a ridicat mâinile, se vedeau niște tatuaje pe burtă, adică se vedea că omul are niște antecedente. Știi? Și am zis, ok, și zice, nu avea rost să pierd vremea cu el, pentru că mă aștepta altă lume care avea nevoie de mine și de timpul să-l acord, iar el, nu, n-am ce să-i fac, nu pot să fac tot, știi? Și am chiar și-a plecat mai departe. Chiar am rămas un pic șocat de afecțiunile pacientului și după aia un pic așa de maestru, băi, ok, dar pe alții stai așa mult și la asta zice nu are treabă, e de la droguri, că știu eu, că nu știu. Ok. Da. Dar na, sunt foarte multe cazuri care îi vin și acolo e totul live, deci totul se întâmplă live. Plus că bănuiesc că e exact cum e la doctori, că la un moment dat când vezi foarte, foarte, foarte multe lucruri, dezvolți așa un soi de cum îi spune, de detașare. Și nu mai, pentru că știi că mai ales românii care și este europenii, că avem așa sângele mai aplic și de multe ori blamăm medicii, blamăm doctorii și spunem că nu ne tratează cu destulă empatie sau e absolut normal în momentul în care vezi 6.000 de cazuri pe lună și ai văzut toate alea, toate accidentele și toate cărnurile și așa, e absolut normal să-ți faci un scut. Corect. Și să nu mai ai același impact de fiecare dată, pentru că te distruge emoțional. N-ai cum, da, n-ai cum. Și încă sunt doctori care sunt distruși, adică, uite, prietenul neurochirurg, pe el săracul afectează foarte multe lucruri, adică niciodată nu l-am auzit spunând, am pierdut un pacient. Da. Și nu există așa ceva, adică oamenii trebuie să înțeleagă că există o limită. Și la detașarea asta, știi? Nu e detașarea de nu-mi pasă de tine. E detașarea de trebuie să mă protejezi și eu pe mine pentru a-ți face bine. Că în momentul în care eu sunt detașat, eu pot să-ți tratez ție problema din unghiul potrivit, știi? Dându-mă în spate. Exact. Și asta, nefiind implicat 100% emoțional. Asta încerc să le explic și lor și chiar m-a întrebat și pe mine ceva. Bă, dar așa tratez cu asta. Ce vorbeam mai devreme? Nu mi-e milă de tine, n-are cum să-mi fie milă, pentru că milă înseamnă a atrage problema ta înspre mine, știi, și de aia nu mi se face milă de ei. Am scutul ăsta de protecție, noi avem tot felul de ritualuri, fiecare crede în energii, maestrul lucrează cu mănuși, un aspect este că are priză bună cu mănușa pe tricou, iar al doilea aspect el spune că este o formă în plus de a se proteja de energia persoanei respective. Și nu ai cum să empatizezi la modul ăla cu toți. N-ai cum. Dacă vezi 10 pacienți, păi merge acasă să nebunești. Știi? Și asta zic, domne, m-a tratat așa cu superficialitate. N-ai cum altfel. Adică eu dacă ți-aduc ție o scândură, încep și o plângi că asta, încerci să faci mai bine din ea. Păi da, nu e exact ca la, știi că pictorii au asta și eu am sesizat asta în liceu.
În momentul în care ai un model, un om, tu nu îl mai privești ca pe un om, tu îl privești, adică, nu știu cum să zic, tu te uiți la el ca la un... La o formă. Ca la o formă, da. Și se vede asta în ochi, de obicei. Da. Îți dai seama că brusc e o privire rece, care n-are nicio legătură cu compasiunea asta umană cu care suntem atât de obișnuiți și mi se pare că am și... Cred că am exagerat destul de mult noi românii și cu curentul ăsta care vine din afară de... Toată lumea trebuie să aibă dreptate, toată lumea trebuie să fie înțeleasă, toată lumea trebuie să fie ascultată în momentul în care îi spune părerea. Știi? Da. Mi se pare că și asta a mers super bine la noi, la poporul nostru a fost, da, corect, dar deci eu, pe mine, deci eu nu mă ascult. De aici suntem în căcatul în care suntem, că toată lumea are senzația că are dreptate. Da. Sau îl găsește pe unul care urlă mai tare și zice, păi ăsta clar are dreptate. Păi dar ce imbecil să meargă să țipe pe la victorii? Da. Nu, e clar salvatorul poporului român. Da. În fine, pizda, mă, și să nu ne băgăm în asta. Ai adus... Sunt unele ciocane cu nisip în ele, pentru că și nisipul ăla emană o vibrație anume și ajută. E doar ciocan. E doar cauciuc. E doar un ciocan. E doar un ciocan. Nici o zi fără ciocan. Da, asta e deviza. Dacă ne ducem Matrix style și luăm doi. Da? Și astea sunt altele? Astea sunt, da, accesoriile cu care lucrez. Bun. Și eu am văzut asta de general pe la clavicul pe aici, da, nu? Da. Și exact îl cioplești. Știi ce se întâmplă? Vibrația respectivă ajută, în primul rând, vibrația ajută țesutul să se detensioneze. Pentru că dacă ar fi să iau umărul, e foarte ușor de exemplificat, eu doar ridicând brațul, uite până unde mi se întinde tricou. Da. Și atunci... Care are legătură cu fascia. Exact, bravo. Și eu foarte prin... deștept. Chit că mă lua cu fupan. Și eu atunci îi lucrez tot sistemul, nu îi lucrez numai zona lui cu afecțiune, da? Și foarte mulți... E ca o picătură care pică în apă și după și aia se duce unda, se duce, da, vibrația, da, în... Exact, exact. Și atunci eu foarte multe afecțiuni ale umărului le lucrez subaxial, pe spate, pentru că tensiunea lui poate să fie undeva aici jos, iar în momentul în care el ridică umărul pe el să-l doară mușchiul sus, pentru că ăla nu mai duce și dă semne de alarmă. Boss, eu nu mai pot, fă ceva. Oprește-te din mișcare. Și atunci asta e mușchiul mecanicului. Asta e mușchiul mecanicului, da? Și eu lucrez zona asta ca să nu, ca să eliberez mușchiul care este în stres. Iar sunt, pentru că din tensiune îmi face efectiv pârghie nasoală pe articulație, adică îmi trage osul un pic mai mult decât el stă normal. Și atunci la o mișcare de, îmi zice, de exemplu, mi-a venit un boxer și mi-a zis, uite, când dau aici, exact în punctul ăsta simt că mă doare. Pe toată cursa mișcării n-am nicio problemă. Și atunci mă duc exact pe mișcarea respectivă ca să îi lucrez exact punctele lui de durere și rezolvăm. Eu am fost... eu am picat la un moment dat cu bicicleta, cred că ți-am povestit atunci la Brașov, dar neavând timp n-am aprofundat problema, că am căzut la un moment dat cu bicicleta de la o șină din asta de tramvai și bine, am picat pe contrasens, deci puteam să pățesc multe, dar clar e că s-a contractat tot așa partea asta. Și de atunci am tot avut o problemă cu umărul ăsta. Având un prieten ortoped care mi-a zis, a, clavicula e ok, mi-a făcut radiografie, dar mi-a zis să țin în fașă mâna 2 săptămâni. Lucru pe care nu l-am făcut, pentru că în perioada aia o curtam pe actuala mea iubită și ea fiind mai tânără decât mine câțiva ani,
mi se părea că sunt bătrân, un bătrân terminat. Și îți dai seama, mergeam și cu aia, mi se părea că e penibil. Și am stat 3 zile, cred că, cu aia. Și după aia n-am mai. Bun. Și clar e că tot timpul e aici o tensiune, așa, care după aia, de la sală și de la faptul că am, slavă Domnului, un antrenor foarte bun, ea nu mai e așa... Nu, adică, într-adevăr, crecuie ăsta de fiecare dată când fac mișcarea asta, de exemplu, deci simt până în creier cum face cartilul. Dar s-a dus la asta, la altă, ceea ce e foarte dubios. Okay. Deci, la un moment dat, efectiv, făceam din... aveam aceeași problemă la mâna asta din umăr, pe care am avut-o la... ăsta era mult mai elastic, ăsta era mult mai stiff. Și nu mai știu ce am vrut să zic cu asta. Probabil e aceeași chestie de fascia, un prieten ca, așa, și cu fascia, da. Pentru că de la accidentul, că am avut un accident pe Valea Oltului la un moment dat și am și fost operat la piciorul ăsta. Și am operația pleacă de la genunchi până sus la șol. Așa, și a fost o repunere a fascii. Că a fost piciorul strivit, știi? Okay. Dar eu am simțit asta până sus la ficat. Lucru pe care încă simt acum la stretching. Exact cum zici tu, când mă înclin stânga-dreapta, stânga e ok, pe dreapta te ține. Mă ține tot. Da, și asta era foarte ciudat, cum a trecut... E posibil ca tu, protejând mâna stângă, să fi forțat un pic mai mult partea dreaptă și asta poate să fie o posibilitate a durerii. Corect. Știi? Și... trebuie. Asta e clasicul, am un prieten doctor la masă, bă, bei o bere, bei două și la un dat zici, bă, mă ține aici un ceva. În fine. Aia, și am uitat ce vreau să te întreb. Vezi ce înseamnă să fii prost? Bă, și iau spirulină, mă. Iau spirulină, mă, și nu mă ajută. Despre ce vorbeam înainte? Păi de fascie, de cioplit. De ciocanel, de cioplit. Da, am uitat. O să-mi vină la vrei să exemplifici pe mine? Cu mare drag. Serios? Da, da, da. Păi. Da? Da. Avem microfonul meu aici. Să se audă. Trebuie să vii un pic mai spate. Da. Scala, dar o să mă doară, nu? Nu. Ba da, o să mă doară, nu? Așa. O să mă doară, nu? Ah, deja mă doare. Hai, mă, Ionuț. A pocnit ceva. Doare? Ține? Nu. Ține și o pocnesc non-stop. S-o pocnitoare. Aici? Ce? Trage aer. De la afară. Au, au, au. Păi dacă îmi bași de alta aia. Ha, ha, ha. Lasă că știi că sunt așa. Chiar cioplești osul în momentul ăsta. Vreau să zic să mă bată mama, dar m-ar durea și ea. Parfum. Așa, nu? No, dar nici nu mai face cr-cr. Și acum, pune mâna în șol.
Și zice ceva așa, amenințător moldovenești. Și dă cotul în spate. Da. Așa. My God, man. Mamă, cred că s-a auzit peste tot asta. Ia, ia, mișcă acum. Abrață? Cum e, mă? Mult mai bine. E bine? Da. Mult mai bine. Da, și acum paie. Unde-s paiele? Paie? Paiele sunt, mă... A, să te învelesc. Vezi, asta îmi place la mine, că și Gabi, antrenorul meu, în momentul în care facem stretching-ul la final, că îți dai seama, el mă apasă, el mă doaie, el mă așa, transpiră băiatul. E atât de amuzant că după o oră jumate de sală, două, în care el doar a fost, acum facem aia, acum facem aia, mă ajută, bineînțeles, unde așa, și la final, în sfârșit, transpiră și el. Și eu am transpirat. Nu ți-e teamă la un moment dat, că bănuiesc că sunt oameni care se împotrivesc la pocnitul ăsta de gât? Nu ți-e teamă la un moment dat că o să faci și... și o să plece din lumea aceasta candidatul? Iarăși o întrebare stupidă. E foarte bună întrebarea. E căcat. E bună. Pentru că au fost cazuri în America. Major. Au fost cazuri, dar de ce? El avea o malformație. Persoana respectivă avea o malformație și carotida, nu știu cum, trecea peste vertebră în loc să treacă pe sub, nu știu cum, știi? Deci era unul la nu știu câte milioane de oameni. În momentul în care a dat cracurile, acolo, na, ceva s-a întâmplat. Am citit aspectul ăsta. Dar nu i-a rupt gâtul. Nu i-a rupt gâtul. Aici a fost dintr-o... Da. Îți dai seama, să rup gâtul, trebuie să-i duci barba peste umăr, ca să-i rup gâtul. E imposibil, pentru că noi aici, deci lucrezi în față, da? Și tu maxim asta e poziția. Tu trebuie să îi duci lui articulațiile să-l ajungi în așa fel încât să ajungi la punctul final, iar de acolo să simți blocajul ăla. De aia e foarte multă finețe și foarte mult exercițiu. În primă fază poți să încep cu persoane care nu au, ca și terapeut, eu recomand. Să-ți îndrepti un pic la tine. Așa. Cu persoane care nu au afecțiuni și efectiv să le simți, să aibă încredere, să se lase, să lase relaxat și mișcarea să fie foarte fină, pentru că la unul relaxat numai ducându-i capul deja tu. Știi? Și așa începi ușor ca terapeut, după ce ai toată, știu eu, școlarizarea făcută, ăstea sunt primii pași, primii pacienți pe care poți să pui mâna fără pic de teamă. Uh-huh. Eu am pățit odată, cum a fost, acum 2-3 ani, eram la piscină. Mă sună un prieten, Bobi, te rog, gagică mea s-a trezit, blocată de gât, nu mai poate, nu știu ce. Păi zic, e duminică, sunt la piscină, mâine n-am putea să facem, dar te rog eu, dar nu știu ce. Bă, mi-a dus în față, în parcare, m-am dus la ea. M-am uitat, tipa jumate braziliancă, jumate româncă, nu vorbea bine românește. Eu efectiv am atins-o și era foarte inflamată, deci n-a rezistat. În momentul ăla trebuia să mă opresc, dar insistențele lui, da, fă-i, te rog, eu nu încă pui, fă-i, că îi dai drumul la gât, o deblochezi, nu știu ce. Eu zic, bă, e foarte inflamată, n-am cum să fac. Nu, Bobby, fă-i tu acolo, că ea zice așa, că nu-i dormită, nu-i ăsta, dar fă-i. Măi, și era în fața mașinii, era ușa deschisă la mașină și când am mers în tensiune, ți s-a întâmplat să leșin de durere? Nu, slava Domnului. Eu am eram aproape. Eu te ia cu călduri, cu transpirații, da, durerea prea puternică. Și ea în momentul ăla, eu când i-am făcut, pentru că era foarte inflamată, de durere a leșinat. Băi, mi-a leșinat în mână, adică eram cu capul ei în mână și m-am dus jos. Stai seama, pentru mine în momentul ăla la fel, a intrat asta, reacția corpului, ok, toate sistemele s-au focalizat pe brațe, calm, ce faci? Am și resuscitat oameni prin Austria scufundați sub apă, deci n-am fost la prima chestie pus în prima ipostază de genul. Ea, în momentul în care a ajuns jos, eu cum o țineam așa de gât, ea când a ajuns jos, ea s-a și trezit, știi? Deci a avut mașa, i s-a tăiat un pic genunchii. I s-au tăiat genunchii și am luat-o în brațe, am pus-o pe iarbă la umbră, i-am adus să bea o cană cu apă. Zic, păi apă de când ai mai? Păi de ieri, de la două. Zic, prietene, nu mai fă de-astea cu mine, că ziua mea e stricat-o dacă mă întrebi.
Zic, a fost și o învățătură de minte pentru mine. Noi filmam toată chestia asta, i-am trimis-o maestrului și i-am zis, Sifu, ce zici de asta? Și zice, i-ai văzut privirea? Pentru că, după, la vreo lună m-am dus la maestru în Malezia și am vorbit pe video. Și zic, ce zici de treaba asta? Și tu-i vezi privirea asta? Da. E când o vezi, o n-o mai faci. De ce? Pentru că este atât de mare spaimă în ea, încât n-ai cum. Ea nu poate să facă această, să stea relaxată sau să încerce să relaxeze. Și zic, dar nu ne puteai spune când am fost și am făcut. Și zice, îi ții minte privirea? Da. Eu cum era să descriu privirea? Deci eu știi, au venit colegii, Bobi, arată în video, să-i văd și eu privire. Bă, hai să ne strângem la privire. Exact, da. Da. Bun, acum la final, aș vrea să te întreb o întrebare clasică de aici, de la MCN Podcast. Dacă există Dumnezeu? Eu am fost crescut în spirit religios, dar... Sunt deschis, adică eu cred și în reîncarnare, cred și am din mai multe religii, cred că accept că tu crezi că există univers, spre exemplu. Mm-hmm. Pentru mine este Dumnezeu, pentru mine este Dumnezeu, dar îl accept și pe ăla care zice că e Buddha sau că zice că e univers. Ce înseamnă Dumnezeu? Dumnezeu? Adică pentru tine este Dumnezeu, cum e, unde e, cum arată? Nu mi-am pus așa întrebări. Adică nu e un bărbos care se uită la noi jos. Deci nu e clasicul biblic? Nu. Ortodox? Nu. Eu practic o văd așa, ca pe o lumină. Ok. Ca o energie bună. Da. Ca un glob de energie bună. Exact. Înțeles. Păi și toată istoria asta, adică crezi în Biblie, exact? Măi, n-am citit Biblia. Probabil știi povești de acolo. Ei, adică știu povești, ai fost la un dat practicant, în sensul că ai mers la biserică, da. Ai auzit de acolo. Da, și sunt credincios, să-i spun așa, nepractica. Nu merg la biserică, dar și dacă merg... Am momente când simt să merg, dar probabil nu să ascult neapărat slujba, cu toate că ea în fundal așa se prinde ceva de mine, dar vreau, caut liniștea. Pot să stau și în curtea bisericii, adică nu trebuie neapărat să intru în biserică. Am nevoie câteodată de acea liniște. Dar l-ai simțit pe Dumnezeu mai aproape pe munte, într-o biserică de lemn din asta mică, așa cum e și portul ăla popular, practic provine din același loc, biserica aia din lemn de la sat, sau într-o catedrală a neamului? Unde crezi că simți pe Dumnezeu mai aproape? Într-o biserică, cum spui, într-o biserică de aia mică, de lemn, da. Tradițională, nu ceva nou făcut sau ceva, una veche, cât mai rustic, așa să spun. Da, acolo m-aș simți. Dacă ar fi să aleg între a mă duce acolo și a mă duce pe munte, mă duc pe munte. Mm-hmm. Și s-a întâmplat des așa să-și facă Dumnezeu simțită prezența așa în viața ta? Adică prin exemple clare, momente în care ai zis clar, da, uite, există, de asta există. Eu am o intuiție foarte bună. Și de fiecare dată când primesc acel semnal, intuitiv, adică îmi vine în gând. Eu, de exemplu, când mă apuc de terapie, sunt persoane, setup-ul este oareși cum setat pe în creierul meu, dar sunt persoane unde habar n-am ce să fac. Mm-hmm. Și în momentul ăla, îți spun, sunt religios, îmi fac rugăciunea inimii, dar o zi, cred că am pacienți unde o zic de 10 ori. În timp ce înseamnă rugăciunea inimii? Rugăciunea inimii e, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și o faci de ce? De multe ori. De ce o faci? Pentru că în ce am auzit și eu povești de la preoți, îmi vin mulți călugări la terapie. Da. Și îmi place să povestesc cu ei. Îmi place să-l aud și pe un practicant de, nu știu, de Marturii lui Jehova. Adică mie îmi place să aud povești.
știi? Îmi place să văd, să aud cum văd ei partea asta. Sunt foarte deschis, nu pot să le zic că ai dreptate când mergi, că vin și eu. Adică nu sub forma asta, dar îl respect cu obiceiurile lui și chiar ascult cu drag poveștile lui. Rugăciunea asta, ei spun că are o vibrație foarte înaltă și în momentul în care o faci, s-a și demonstrat, un copil era testat pentru IQ și el știa că este un băiat deștept, dar în momentul ăla în care și-a așteptat rândul, a intrat într-o panică din asta, unde nu mai putea să facă, adică nu se mai cunoștea. S-a timorat. Da, maxim. Și el a început să-și spună rugăciunea inimii, le-a dat la ea mașinile peste cap. Și au spus că i-a ridicat atât de... Ce bună e asta. Asta e chintesența României, să mă rămas. Deci asta de atât de bun era că le-a dat la aia mașinile peste cap. Excepțional. Așa, scuze-mă. Ia. Eu mai am de-astea, fiind în lumea fotbalului și în asta, foarte bun, mai am foarte bun tot felul de... Așa. Și se spune că îți ridică atât de sus vibrația și te luminează așa la minte. Știi când ești și zici, Doamne, dă-mi un semn, dă-mi o idee că sunt împotmolit rău de tot. Și deodată, pac, apare inopinant pe stradă un băiat, un om care îți dă o soluție. Vezi la un... eu aia zic că sunt... Acolo e manifestat. Da. Și eu, exact. Și eu atunci, în timpul terapiei, la fiecare pacient o spun, dar în funcție de cum mă simt și cum ăsta, încep să casc. Și ăsta e un semn de legătură spirituală căscată. Asta e de la, nu știi, când te... Nu ți-a, prea, tuturor ne-au făcut bunicile... Descânte. Descânte. Da, eu mă de ochi la... Cu cuțitul la... Nu știu. Era și cuțitul, nu, era o chestie, cuțitul pus la... Așa și nu mai știu. În fine. Da, eu mă și de ochi repede. Iar fel, să zice că te-a înțărcat de două ori, că te-a nu știu ce, dar eu mă de ochi și am momente în care pleacă pacientul din camera mea cu jumate din mine și dacă nu reușesc singur, pe cuvânt, o sun pe mama și zic, mama, descântă-mi că nu mă simt bine. Deci, na, am fost așa crescut și... Și o spun, rugăciunea, revin la pacient și la asta, o spun, efectiv, fac niște manevre, am super rezultat și după aia, efectiv, stau și să mă gândesc, bă, ce am făcut? Că îmi vin nu știu câți pacienți de felul acesta, cu durerile respective, măcar să țin minte. Greu mi-aduc aminte pas cu pas procesul terapiei. Am avut chiar săptămâna asta, am avut o persoană luni sau marți, mi-a început să-mi plângă, n-am filmat, i-am făcut niște story-uri la sfârșit, am trecut peste cu filmatul că era grav, în durere, până puneam eu microfonul și nu știu, era un pic deplasat. Și la sfârșit a început să plângă, era tot cu mâinile în față, eu nu-ți mulțumesc, eu sunt așa, ok, lăsați că nu eu am fost sunt chiar. Sunt doar un om. Sunt doar un om. Și după aia a plecat iar în levitație. Și, și da, am după aia încercam să-mi aduc aminte, bă, pas cu pas, ce am făcut mă la femeia asta de, i-a dispărut așa, țac de rest. Eu mi-am și făcut un tatuaj că trăiesc printre voi, dar nu sunt unul de al vostru. Și l-am făcut înainte să mă apuc de școală. Știi, deci am simțit eu ceva acolo. Tu și cu Vitalic ăla, nu cheam. Da, se spune, că, se spune că persoanele care, adică fiecare venim cu o sarcină, un har pe lumea asta, se spune că cei care vin și ajută oameni și ăsta au niște legături spirituale mai mari decât alți oameni care se ocupă cu alte domenii. Da. Eu mă bucur de, nu știu, mă bucur de șansa pe care o am în viața asta să fac chestiile astea, pentru că sunt satisfacțiile sunt foarte mari. Comparativ cu, nu știu, am citit un reportaj că în rândul medicilor, radiologii sunt cei mai deprimați, așa, cei mai cum să le zic, distruși așa în lumea medicilor, mental vorbind, pentru că ei nu văd îmbunătățiri. Meseria lui, ok, radiologie, te uiți pe radiografie, dar nu vezi și tu nu vii cu soluția, tu numai citești. Știi? Și atunci la ei, așa zicea în experiment, în studiu respectiv, că sunt cei mai predispuși la suicid. Și eu, meseria mea am în fiecare oră
o mulțumire. Știi? Și atunci pe mine mă obosește că lumea vine la mine numai cu "au, mă doare". La sfârșit de zi sunt epuizat așa și energetic. Zile și zile, dar de aia caut mult să mă plimb în natură, caut mult activitățile astea mai extreme, unde mă pompez așa, ca să scot ce acumulez în timpul zilei, știi? Și atunci asta, rugăciunea, mă ajută. De fiecare dată când încep să zic, efectiv încep să casc. Deci e instant. Mm-hmm. Știi? Și mă bucură că zic, ok, atunci toți ăia sunt cu mine, știi? E, da. Și bănuiesc că și financiar e bine. Hai ca să nu ne... Da, domnule, da. Este normal să fie financiar bine. Eu nu m-am gândit, adică nu m-am dus în Malaysia să fie normal, financiar nu bine. Nu, în momentul în care e o pasiune, exact, automat banii vor veni, dacă vor veni, dar nu ăla e scop. Exact. Nu sunt... fac și terapii gratuite când văd pacienți care își doresc cu orice preț să ajungă la mine. Dacă le zic, nu știu, este 500 de... Nu contează, eu vreau să vin. Și vine la mine și îl văd că nu e omul care să arunce așa, mm-hmm, da? Îi fac cadou. Bătrânele care, băi, le văd că nu au o posibilitate financiară, dar le văd cât de entuziasmate sunt că au ajuns în cabinet. Fac cadouri sau la copii, nu pot să le iau banii la copii care au probleme și asta. Probleme grave, știi? Eu le-aș lua bomboanele, dacă au bomboane. Asta, da. Îmi se pare că e mai depres decât banii. Da, și atunci automat că se... O să fur Crăciunul anul ăsta, să-mi bap. Se împacă și partea financiară, e normal că vine la un moment dat, da, și e normal să vină. Că practic... Da, mă, normal, e o muncă, eu am glumit, nu, eu sunt idiot. Da, îți mulțumesc din suflet că ai venit. Eu mulțumesc foarte mult de invitație. Cu mare drag și te mai așteptăm. Acum, dacă poți la fiecare din echipă să încep să-l pui la loc. Uite, băiatul ăla tot așa. Ce probleme ai? Ăla mai mult cu dragoste. Dacă poți să-i pui dragoste la loc pe șine. Dar așa a fost când a venit. S-au rupt șinele. Ce să ce? Zii, mă, ce ai zis. Mi-a venit o femeie. Problema e că tu îți găsești prea multe dudui, Ciprian. Trebuie să-ți diminuezi energiile. Trebuie să-ți mai taie din ele, dă-le drecu. Ca asta, când ai venit la noi, când n-am zis oamenilor, că toți eram cu... Băi, pe mine mă ține aici, pe mine mă doare aici, dacă poți să... Sunt obișnuit, e ok.